Vorbeam să dau drumul la live să moară, deci vecini, dă-te mici, ăștia deja 1-0. Băi, veri, așa ceva e imposibil, bă. Bă, deci minutul 2, mă, să iei gol în stilul ăsta, mă. În stilul ăsta brutal, barbar. Salut, Bejan, salut Vlad, vă pup pe toți, ce faceți? Haideți că nici intru, n-am mai băgat absolut nimica. Sunt foc pe meci, vreau să văd mai repede meciul. Stați două secunde să fac și eu aici, să fac thumbnail, să fac toate nebunile și dăm drumul la treabă. Un special. Pe cum am mult în gură. Salut Neacana, salut Good, salut Andrei, Liviu. Vă pup pe toți, stați două secunde că fac aici, că nici n-am apucat să fac toate. Bă, 50x, băi nenorocitule. Uite, ha, pe capul tău. Bă, bună asta. Bă, nu uita mă, tu m-a pus în ceva. Bă, mă, ridică mă, nu uita-te. Guys, vă pup pe toți, stați două secunde. Salut Cristian, salut Colea, Nicu, Robert. Vă pup, ce faceți? Eu te bate Real cu 3-2 sau 3-1. La fel cum au început tovarășii mei. Bă, sper că le-am făcut pe toate. Link pus, am pus thumbnail-ul, le-am pus pe toate. Ok, hai să-mi fac și eu asta cu meciul. Așa. Gata, ticule, gata. Hai că sunt și aici cu voi. Asta și să mai dau repede un anunț. Ce fac sufletul meu? Mulțumesc din toată inima mea. Salut, Cristian, salut, te pup, tată. Gai, sunteți aici sau respect? Cât suntem și noi pe live? Lasă-l aici, iubire. Mersi. Mulțumesc. Te iubesc. Bine, sufletul meu. Robert, n-am jucat absolut nimic. Am vrut să pun la pariuri. Salut, Cristi. Salut. Am vrut să pun la pariuri, dar... N-am mai avut... N-am mai avut timp. Voiam să pun ceva legat cu meciurile de mâine, să joc pe cornere pe alea, dar trebuia să stau să fac un bilet de la socotit rău de tot. Ia, așa. Băi, viețile mele, vă pup, vedeți că am dat drumul la live, suntem aici cu Gates, de fapt, uitați-l aici pe Gates 1000, poate luăm și noi Maxui. Și suntem aici pe plan secundar, ne uităm la meci, comentăm, reacționăm, haideți pe live, vă aștept, vă pup, vă iubesc. Așa, hai să punem și noi link-ul aici, lipiți, gata. Salut, salut Lovin, salut. Hello, Pamit. Salut Liviu, salut Filip, salut Mădălin. Vă pup pe toți, fraților, ce faceți? Stați două secunde. Mamă, ce e pep acolo. Și nimic în capăt. Să mai întâmplă, Lovine, să mai întâmplă, n-ai ce să faci. Mersi frumos, Ștefane, mersi frumos, te pup să rămână. Salut, Toni. Salut, Cătălin. Băi, să vedem și noi. Guys, dacă nu răspund la toate mesajele, îmi cer scuze, dar acum...
Na, doar așa, să știți că fac divers, că sunt focusat pe meci. Ce să mai ne uităm și noi frumos aici la, la un meci elegant. Hai să vedem, salut Andrei. Uite, era bun să am și eu pe cineva pe Discord acum să mă ajute cu chat. La naiba. Bă, dar să înceapă stilul ăsta, mă, de la 1-0. Wash. What? Uite-l pe ăla, dar cine... Cine, cred că e Tchouameni ăla. Cred că e Tchouameni. Pronostic la Real. Ce meci? Cum mă, să mă întreb, Lovine, ce meci? Ești nebun la cap? City vs Real Madrid. Să moară 12 vecini. Hai să vedem și noi ce se întâmplă aici. Na, s-a încurcat Vini, minge. Cota 80, câștigă Bayern ambele reprize, bă, șer. Cornere. Nu, nu, nu mă bag la pariuri, nu mă bag la pariuri. Dacă nu răspunzi la mesaje, hateri, o să spună că, bă, nu te interesează. Totul citind aproape toate mesajele în fiecare seară. Nu ai ce să faci, Ștefane, n-ai ce să faci. Te pup la pinte aia, cu tot respectul, sănătate, Doamne ajută. Te pup, băi, Bolane, te pup, salutări, salutări, ce faci, Bolane? Ce zici că faci? Salut, Achim, salut, salut. Aaaa, vă, să înceapă meciul de la 1-0, mă. Cristi, zici și mie cât suntem și câte like-uri avem, te rog eu frumos. Nu le ia, bă, una pe 400. Lasă-l așa, Alberto, mersi frumos. Lasă-l așa, că e regulă, deocamdată vreau să mă uit la meci, am alte preocupări. Banii fac eu, dar sunt așa o leacă la meci. Chiar vreau să văd meciul ăsta frumos, cap-coadă. Dacă e să deam, dă și în base game. Frățioare, am început cu 50 de milioane, deocamdată mă ține în banii mei. Plus ceva așa pe plus. A, bine, bine, Cristi, ai te pup. Te pup. Stai așa că tu parcă-i schimbul 3. Nu, Lucian, nu, am șansă normală. Nu știu la șansă dublă. 51 cu 22. Mersi frumos, de-aia, Cana, te pup, să rămână. Mamă, de ce mă enervează, bă, că s-a început așa. Thank you, Amit, thank you. Șase. Hai, mă. Hai, mă, Carvajal, fă ceva frumos. Ăla-i cam avindu acolo. Dar nu sunt sigur dacă ăla-i Valverde. Gol Arsenal, pe bune? Ia să mă și aici pe flex score. Băi, oricum Arsenal trece pentru o perioadă bună, rău de tot. Da, mă, da, Arsenal. Mamă, deci ce... Ce stil e la Bayern, e dezastru, tata, e dezastru. Ia uite. Cum trebuie. Nu, Tony, nu, deocamdată abia am început, frățioare, am 10 minute dacă nu sunt pe live. Hai, mă. Mă, dar am zis că vreau să mă uit la formație. Vreau să mă uit la formația lui Real Madrid. Ia formații. Mamă, Bellingham atacam, băi, da, mă, da, deci am avut dreptate că e Valverde acolo, pe dreapta. Deci în fața lui Carvajal, Valverde, după aia Rodrigo. Bandă, Vinicius, da, mă, da, e problemă la Real Madrid. Bă, 1-1! Bă, 1-1, asta zic, mă! Asta zic, mă! Bravo, băi! Uite-l, mă, Camavinga! 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 Mamă, dar tot am ăsta în urmă rău de tot. Nu știu ce drea să-i fac să fie și el ap. Dar îmi iau televizor, mă, gata. Mâine, poimine, spoimine, nu știu când îmi iau televizor, mi-l pun aici, ce să mai gata. Asta zic, bă, bravo, băi, Camavinga! Ia, ok, s-a făcut, dar e șut deviat! E șut deviat de la Ruben Diaz, mi se pare. Ruben Diaz e ăla, nu? Ia stați așa
Să vedem. Mă, deci eu am văzut 1-1 pe flescuri, ești nebun la cap. Când dau pe flescuri, bam, văd 1-1. După aia când mă uit ce bam, văd mingea intrat în poartă. Mamă, Tchouaméni! Coaie, Tchouaméni, cartonaș galben, minutul 1. Bă, ești nebun la cap. Ia formație. Da, cred că Ruben Diaz e capitanul lor. Te pup, Rusanei, te pup, ce faci viața mea? Te pup, salut Sergiu, salut Florin. Băieți, iertați-mă dacă n-am citit mesajele, îmi pare rău. Ce faci, Rusanei? Intrăm pe Discord să stăm la meci aici sau? Respect. Da, Aline, am văzut 1-1. A dat Camavinga gol. Bine, a avut noroc pe deviere. Ce-i drept. Hai să vedem cum se mișcă. Mersi frumos, finule, te pup. Attack City, Grealish. Ce-a încercat o trivelă așa frumos, Grealish. Hata, mă, băi, Grealish, unde te vezi, mă, aici? Ce să fac, Rusane? Uite și eu mă uit aici. Ia, vezi, a plecat Vini, mă! A plecat Vini, mă! Dar s-ar putea să fie offside ăla. Și? E... Da, mă, da, 2-1, asta zic! Nu e, e Rodri. Asta zic, mă, salut, Liviule! Asta zic, băi, hala, Madrid! Dar stai să vedem, s-ar putea să fie offside. N-am văzut cum a plecat mingea de acolo. Mamă, ce am crezut că e Vinicius ăla, bine, la mine se vede mai mic. Nu prea banghez bine. Ia. Așa. Da, mă, da, n-are ce să-i facă, 2-1. Vă pup, bă, vă pup, vă iubesc. Întoarcerea, mă, întoarcerea. Mamă, ce frumos, a dat-o cu Dreptović acolo. Ce-i jucat dacă... Aline, la ce te referi, frățiorul meu? Dacă te referi la pariuri, n-am jucat nimic, tată. N-am apucat să pun la pariuri. Le dă Haaland 3. Hai, bolane. Hai, bolane. 5 minute, stai pe bară, 5 minute. Hai, te pup. Te pup, bolane, ești fratele meu, te iubesc, dar 5 minute pe bară. Salut, Romeo, salut, salut. Le mai dă 3. Asta zi, mă. Haideți, mă, Real Madrid, haideți, ai mei. Hala Madrid. Pune mic într-un colț de meci. Păi sunt aici, Rami, sunt aici la meci. Nu, 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 ai grijă, cross. Ai grijă, cross. Caută faultul în careu. Mamă, ce s-a aruncat ăla. Hai că te-ai aruncat, băi, nebunule, Foden. Halo, piscina de la Mioveni, Foden. Unde te crezi tu aici? Ia uite, ai City cu win-ul, calmați-vă. Salut, Vicențiu, salut, Cătălin. Bă, bă, nu vă jucați acolo cu pase scurte, panaramelor. Te pup, jocărașule, te pup. Gata, gata, Rusane, gata, gata, viața mea, gata. Stai și auleacă că... Ah. Stai că am... Gata. Ia. Nașule, stai cu minte cum se bată. Te pup, bă, pup. Te pup, băi, regele meu, ce faci? Uite. Ești la meci, a? La amândouă, da. Încerc să văd câte puțin din amândouă. Bă, nu e, mă, nu e. Bayern ăla nu e de văzut. Adică n-ai văzut, i-au întors ea, de la 2-0, i-au întors... Băia, nu promovați ei, nebun la cap, ce-i? O, cum parcă, sau cum era. Da, tată, da, 100%, Aline, Real Madrid, hala Madrid. Suntem cu Realul până la capăt. Asta, hai, mă. Nu mă uit să văd cum joacă Bayern, mă uit să văd cum joacă Arsenal. Bă, Arsenal e în formă bună, rău, de tot. Salut, Alex, salut, Marius. Adic, da. Mai colo, baby, mai colo. Stai așa, viața mea, terminăm și noi cu meciul, mai stăm una alta și după aia ne băgăm și la dublaje, la toate nebunile. Le luăm de troznim în sus, sărim în sus toți. E 1-0 la ei, dar au început oricum și destul de greu meciul ăsta de acolo. Ăia, ăia, salut, David. Poftim? E 1-1. A întors Bayern, nu? Da. A întors, a mai dat un gol, da. Realul le dă 2-0. Păi e 2-1 deja, Mihai, ce să le dea 2-0? Salut, Alexandru. A, ce ai, mă, Lovine, e greu, tata, e greu. Echipa aia de stele, ești nebun la cap. Aia chiar a fost o echipă senzațională. Da, 1-1 la Bayern, mi-a spus Rusan acum. Nu pot să cred. Ce, s-a anulat? Nu s-a anulat, pur și simplu... S-a ieșit foarte prost, nu cred că s-a văzut acum
pe asta pe reluare. A ieșit portarul până aproape. Salut Daniel, mersi. Salut Ștefan. Și până să ajungă înapoi în partea, au recuperat ăștia mingea. Băi, e nebun. Da. Uite, eu ce n-am văzut, n-am văzut golurile, bă. Aia, Vicențiu, lasă, tata, joacă și PSG-ul. Nici primul gol de la Madrid nu l-am văzut. Realul să câștige Champions 100%. Aline, e greu că n-are atacant Real Madrid. Au aripile alea geniale, Vini cu Rodri, dar Bellingham nu e atacant de care... Oh, da, dar e vor fals, așa îl joacă. Nu, n-are cum să facă rolul lui Benzema, bă... GG5 plus ambele mâncăți. Da. Trebuia pus, nu știu ce să... Salut, Marius! This game is not good. Denis e bun, e bun, tata, e bun. Mamă, dar oricum, primul gol al lui Real, noroc 100%, ce să mai... Deci... De viare proastă, neapărat noroc, că a fost pe spațiu porții. A fost un gol norocos, Rusane, despre ce vorbim? Păi se ducea fix pe portarea mingea după... Hai mă, Valverde, mă, că ești tunar acolo pe șutul ăla. Nu e Bellingham din mijloc, ca și tata, n-ai cum să-l pui atacat. Nu ai risc doar în altă parte. Salut, Adrian. Nu știu ce să zic, Gheorghe, nu știu ce să zic, dacă e, că m-am uitat la Andrei Niculescu ăla care se ocupă cu ăstea și în primul rând, ăla e antrenorul PSG-ului care e fan 100% Barcelona și vrea să revină la Barcelona. Luis Enrique, da, după aia e vorba că e probleme cu Xavi, pentru că luna asta sau următoarele meciuri să decide viitorul lui Xavi, dacă pleacă sau nu. Referitor că are dubla cu PSG plus clasicul cu Real Madrid. Mi-a venit și mie special aici. E greu. PSG-ul ăla s-ar putea să fie încurcat de Luis Enrique. Nu știu de ce cred că o să facă blat ca să se ducă înapoi la Barcelona, Enrique. Eu m-am bucurat. Sau ar putea să facă o chestie de asta, să tragă tare. Să ia ceva frumos, să facă rezultate frumoase cu PSG și pe să fie chemat înapoi. Aline, era echipa de geniu al Real Madrid. Te pup, Ștefane, te pup. Dar să vină un Maxu, în asta ar trebui să vină. Hai mă, dă și tu ceva frumos, trăiască ce iubești tu. E greu de... Nu vă mai jucați așa. Nu cu mici lungi, că ăștia sunt de Anglia, mamă ce. Dar tot nu... Fii atent, Rusane, că s-ar putea să-l fi băgat pe Vini atacant, aripă stângă Rodri, aripă dreaptă Valverde și joacă înapoi cu ăla, cu... Nu, cred că joacă cu... Ambii, nu chiar pe centru, dar puțin mai lăsat. Să zici că joacă cu amândoi atacanți? Carvajalul urcă foarte mult, am văzut. Păi Carvajal a lucrat de când... Na. Salut, eu nu salut. Dacă te aduci aminte cum era în FIFA, RF și LF de mult. Da, știu. Aia. Bă, ăla e Guardiol sau mi se pare mie? Da, e Guardiol. Dar nu înțeleg de ce nu-l joacă pe Ederson, că nu e accident, dacă e pe bancă. Nu știu ce să zic. Bă, să știi că l-am văzut și eu că în ultimul meci cu Brighton sau nu știu cu cine, tot așa, tot portarul secund a fost și Ederson nu era... Știi că cu tine râdeam sau nu mai știu cu cine râdeam, că se scobește nas. Nu cu mine. Bă, da, jucăm TFT, Rusane! A, da? Nu, păi atunci când a bătut atunci City cu 4-2 sau ce. Mamă, prinde-l pe Rodri, ia-l. Na, e greu. E Rodrigo ăla. Arabia a anunțat că nu mai sponsorizează UEFA dacă pe anul ăsta. 400 de milioane anual și nu cred că le convine și sponsorizare. Convenim mai degrabă Arsenal decât City. Mă, și eu mi-aș dori să ia. Gen, mi-aș dori să facă eventul Arsenal campionat Champions League. Chiar mi-aș dori din tot sufletul să facă. Băi, Arsenal cum s-a mișcat sezonul ăsta, chiar s-a mișcat top rău de tot. Mersi frumos, Mario, te pup. Poftim?
pe golul rătat Arsenal, am văzut reluare ieri. Bă, chiar ar fi mișto. Iute. Mihai, mi-a trecut vremea, tata, dacă eram în main-ul meu și dacă eram, eram departe. Dacă eram în altă țară, mă nășteam în altă țară, eram departe. Bă, eram talentarul când eram mic să mă, bă, și nu că zic, dar să moară viața, da? Am fost pușcărie, mi-a plăcut viața, mi-au plăcut femeile, băutura. Da, mă, dar și Ronaldinho a reușit, tu ce scuze ai? Ce? Și Ronaldinho a reușit cu stilul ăsta de viață, tu ce scuze ai? Ce dracu scuză, la mine era scuza că la noi se intra pe plocoane. Ești nebun la cap. Cum era două sticle de vin și o masă la restaurant? Lasă că la noi să primeam bani, ești nebun la cap, fără plic, fără 100 de euro la meci, nu scăpai, ești nebun la cap. Puteai, salut Robert, puteai să fii tu Ronaldo Nazario, direct, indirect, ești nebun la cap. Rami, nu știu ce să zic, dacă să gust ceva, n-aș gusta, să fiu sincer. Bă, dar Rodri ăla mi se pare mult prea bun la jumătatea terenului. Rodrigo ăla de la Psitigen. Dar mi se pare, eu nu înțeleg tactica lui Pep Guardiola, de ce joacă cu fundașii atât de sus în condițiile în care ieșteau Vinicius și Rodrigo. Eu ce era să dea al doilea gol la Bayern? Era să dea al doilea gol Bayern, nu? Da. Băi, nebun la cap. Da, s-a dat o pasă filtrantă, s-a dat o pasă pe sus, pe posibilitoare, foarte bună. Da. Leș, când o să mă duc la echipă, mi-a cerut 500 de euro, adevărat. B25. The Baller, să nu cumva să recomanzi B52. 25-ul e plecat în Bosnia. E plecat în Croația. Mama. Ce? Dar sunt curios dacă Tchouaméni joacă fundaș. Stai așa, formații. Da, mă, da, Tchouaméni, Rudiger. Nu-l joacă pe Militao? Asta zic și eu, nu-l joacă pe Militao. În condițiile în care Tchouaméni a luat galben și nu o să joace meciul următor. Bedule, nu știu ce să zic, că n-am jucat. Bergambir la 2:30. Te pup, băi, Bălane, te pup, mersi frumos. Vezi că știu că nu te-ai supărat, că din așa mai facem noi, Caterinca. 20 de oameni în care la Bayern n-a dat unul. Unul n-a făcut o greșeală de acolo. Te simt, Rusane, că ești neamț în seara asta, ha? Ce? Te simt că ești neamț sau respect? De-abia aștept să piardă, wow, leu. Mamă, ce racheta, ce racheta, dar ce satelit a dat să moară 12 veci în jur. S-a uitat la Nicucior Stanciu, de-a dat mintea aia așa. A văzut și el un șut la Tavi Popescu și a încercat. Nu, a văzut un șut la Nicucior Stanciu, că el avea pe șuturile. Mersi frumos, Gheorghe, mersi frumos, să rămână din suflet, fratele. De la altă specială. Ar fi urât să-mi reprofileze pe ăsta Ancelotti, pe Tchouaméni, pe central, pe centru, pe fundaș. Nu l-aș vedea. Nici eu, de asta zic. Bă, vreau să joc un Bucovra, n-am mai jucat de mult Bucovra. Uite la aici, Bucovra Deluxe. GG ambele. Foarte bine, tată, felicitări. Mă doare capul de noi, pot. Mă uit la două meciuri în același timp. Păi de ce rusare? Găsi, iertați-mă, am și aici două sandwich-uri de-astea dietetice. Stați două secunde să... Mănânc și eu aici două sandwich-uri dietetice. Și revin. Păi mă interesează ambele meciuri de-astea. Bă, dar nu vreau să mă arunc pe sume. Pe sume mă duc și mă arunc în altele. Salut, Angel. Salut. Hai mă să bată Bayern. Nu știu ce să zic, nașule. Uite, mi-ai citit gândurile.
Ah, băga mi-și. Arată meciul oricum la Arsenal Bayern, nu cred că se întâmple mai nimic. Mersi frumos cine mi-a dat acum subscribe, să știi că nu pot să-ți văd numele că sunt cu meciul aici. Bă, deci Valverde ăla mi se pare genial, jur. Deci ce jumătate o să aibă Real Madrid? Valverde, Bellingham și poate Tchouaméni, Camavinga. O să fie fix stilul ăla cu Modric, Kroos și Casemiro. Gândește după ce vine și Davies să vezi ce echipă nebună. Mamă, da, pe bune, jur. Hai mă, hai fă! De carte haladită. Frumos. 2-1 pentru Bayern, poate? Nu mulți oameni. Da, nu. Salut, Cristi, salut, salut. Penalti pentru Bayern. Penalti pentru Bayern? Mhm. Ia Saliba galben? Nu s-a galben, ok. Da, adevărat, Ciprian, adevărat, pe bune, adevărat, Gheorghe. Să vină Ștefane. Guys, nu uitați, dacă vreți să puneți și voi repede bilete la pariuri și astea, link-ul fixat de mine și vedeți că aveți o grămadă de bonusuri. Pentru pariuri, pentru rotiri gratuite, pentru ce vreți voi. Să zice, ce echipă Angele să-și mai facă? Dinamo e în Liga a doua, a treia. Te pup, Gabriel, te pup. Mamă, deci abia aștept, deci sunt curios maxim să văd ce se întâmplă cu Real Madrid de la anul. Are penalti Bayern. Da, mi-a spus Rusan. Rusan se uită la ambele meciuri. De obicei nu prea mă uit la sosul. Mersi frumos, Ștefane, te pup, să rămână din suflet. Că tu bat penaltiul, fă-ți talentul și ratează. Hai, Cine? Kane bate penaltiul. Vezi, Kane are, mi se pare, 32 de goluri sezonul ăsta, ești nebun la 38. Ca... 38 are. Sau 38, nu știu, o să-mi ceva, salut, Marius. 38, îți zic eu. Hai că știi cum bați penaltiurile meciurile importante, ratează. Bă. Stânga. Deci golul lui Camavinga nu s-a pus, i-a pus autogol lui City. Da, păi da, a fost vediat. Da, te-ai gândit o mânci. Hai mă, puteai să dai mai pe colț. A dat gol, da. 2-1. Gândește că asta se întâmplă la Arsenal acasă. Bă, da! Nu prea e bine, nu prea e bine. Bă, chiar da că se întâmplă la Arsenal acasă, e ciudat rău de tot. Aia zic, nu prea e bine. Ar fi frumos să pierd aici și să îi bombardeze pe Allianz Arena. Bă, nu știu, chiar mi-aș dori să treacă Arsenal, jur. Și eu mi-aș dori, merită. Da. Bine, mă rog, merită pentru cum joacă în ăsta. Acum că Edu, n-am pus niciun bilet viața mea, n-am avut timp să pun. Am vrut să fac un bilet, dar m-a luat somn, am dormit 2 ore. M-am trezit acum o oră, oră și jumate. E fericit e Kim, că am marcat din penalti, pe obicei. Sărat. Ai văzut că duminică ia Liverpool să-n campionatul? Da. Încă o victorie. Da. Dar nu știu cu cine joacă. Cu oricine a jucat, eu cred că face Xavi surpriză mare. Oricum a făcut surpriză mare. Mamă, ce șut. Nenoroc, ce era-ți dat Grealish. Bombă nebună. Nu, dar jocul ăsta chiar nu vrea să dea absolut nimic, jur. Dacă pun la 35 de milioane, nu dă nimic, l-am și schimbat, dă-te, era să mă... Ce pe lângă, dar, Rodrigo? Bă... Vezi că ultimul minut ăsta a fost amuzant. Bă, dar nu înțeleg ce e în mintea lui Pep de joacă cu fundașii atât de sus, jur. Abar n-am. De-asta e Arsenal cam... Da! Mamă, ce-a crezut că a dat gol Bellingham. Sau nu, e Rodri.
Hai mă! Hai cu aia mi-a tras carte după rol la 400, uite era asta, măti. Guys, haideți toți cu like-uri, cu alea. S-a dus departe, minge, mamă, da. La televizor părea aproape, dar s-a dus departe rău. Hai mă! Uite era asta, măti, de carte. Am revenit. Nu pleacă din ce, lasă-mă pace. Nu. Nu-i drumul. Las postul ăla, veci. Eu mă, să-i dau leacă de, de sweet bonanza. Cum ar fi rusane să facă ăștia sweet bonanza 1000? La ce să facă sweet bonanza 1000? Nu știu, salut Alexandru! Să-ți mai pună un 150x. Pe care ți-l arată, dar nu ți-l joacă, nu face tumble. Mă, ce vrei de la mine? Mm. Lasă rusane câini din pace. Da, tu. Guys, m-am un sandwich și îl mănânc repede și revin. Na, fii atent. Pugăt. Cine-i acolo? Te uiți? Unde? Nu. Nu pot să mă uit, am gen toate... A, mai toate tabele. Gen am, nu, am un ecran de ăla care stă fixat, nu pot să... Gen meciul. Nu știu cum să zic. Are pe ușa de la Digi un plugin care ți-l pune unde vrei tu și ți-l faci cât de mare vrei. Mhm. E doar nu stai așa o leacă viața mea, stai să ne uităm și noi la meci. Bravo, Rudy! Mersi frumos, Gheorghe, să rămână. Bă, să fiu sincer, de cine mi-e târșeală? Mi-e mai târșeală de Grealish ăla, nu știu de ce, de ce îl simt pe Grealish în formă. Că face ceva Grealish. Repriza asta, comparativ cu Foden, da, a fost mai în formă. Mai activ. Pe Foden, nu, pe Foden nu-l văd intrat în meci, nu știu de ce. Nu prea s-a văzut, nu prea... Da, și da. Nu-i place în Spania. Da. E too hot. Nu mai mult. Eu doar cum nebun, ce-mi plac comentatorii. Ce? Zic ce-mi plac comentatorii, nu poți să-i spate tot. Galben. Akanji galben? A, nu, nu, Akanji e accidentat. Stai. S-a accidentat? Da, e accidentat Akanji. Bellingham, da, e în meci. A, da, 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 el a făcut faultul. Da, el a făcut faultul, e în meci. Și de ce? Ieri era de ce? Am văzut, da, am văzut că era accidentat, gen, și n-am văzut. Dar l-a luat pe Guardiol ca să-l joace în bandă, mi se pare... Păi nu e, păi altă soluție n-are, e Kyle Walker accidentat, de-aia îl joacă, de-aia joacă cu trei fundași, că altfel nu înțeleg de ce. Și mi se pare că joacă mult prea avansat pentru stilul de joc de contraatac al lui Real Madrid. Real Madrid și cu Barcelona, când i-a atacat atunci, gen, când i-a spart 4-1 sau cât le-a dat, i-a pomorât Vini cu Rodri numai pe contraatac.
Da, am văzut, știu asta, dar gen, joacă în 4 fund, așa e ideea, joacă în 4. Dar nu pe dreapta, n-am văzut. Și nu înțeleg de ce l-au dat pe Cancelo, la partea dreapta mi se pare că e Akanji. E posibil. Dreapta e Akanji, stânga Vardiol, Ruben Dias central. Cu Ake, poate? Că nu-i văd. Nu cred că joacă Ake. Cu Ake, nu știu, e stupidă tot ce se întâmplă. Că ăștia cum îi cheamă? Pe ăștia de la Madrid înțeleg de ce joacă cu Lunin în poartă, asta clar. Bă, păi au doi portari accidentați. Oh, și pe Kepa și pe... Mă, n-am văzut faultul ăla, mâncam. Nu văzut că era minge frumoasă asta. A, era centrare, ok. Nu a fost faul. Mă rog. Eu aștept să dea Arsenal pe un gol, că din lovitură liberă e mers în Saka. Prima dată. Ce driblează Saliba în fața care unul am nebunit? Zici că au 3-0 ei, ia? Salut, Cătălin, salut. Poftim? Yeah. Zici că au ei 3-0. Nu, i-a dat cu cotul în dinți. Akanji. Da. Driblează în fața careului Bayern. Prime Saliba? Salut, Andrei. Salut, Marius. Efectiv. Tot sezonul au luat ăștia doar 7 goluri. Gen Gabriel cu Saliba în formatul ăsta. Și acum au luat 2 meciul ăsta. Bun. Bun, exact cum contează, e clar. Câștigă Bayern Champions League și ia ăsta, cum o cheamă. Exclus. Ia Kane balon de aur? Exclus treaba asta. Exclus, ha? N-ai, mă, ce ai, mă, Rusane, ești de mult. Tu vorbești de Tom și Jerry. Păi da, mă, dar na, poate face 40 de goluri. Salut, Mircea, cam prost pe plus, dar na, meciul... Gheorghe Pasa, da, să fiu sincer, am simțit-o, nu știu de ce am vrut să o cumpăr, tot mai la suite. Gol. Nu pot să cred. Ce? Gol iar la Arsenal? Ce? Nu, no, a fost un corner extrem de bun, nu știu cum a scos mingea în primul rând. Cine a scos mingea? Doamne, au dat cu mingea într-unul, într-altul, în loc să... Dar erau fix lângă poartă, erau la jumătate de metru de poartă. Au dat mingea în capul unul altuia. Oricum era și pe altă notă. Dom'le, mai am cost special aici. Hai să dau și-o drumul la... Web? Mă, glumă, da... Arsenal? N-am... Zi! Pare destul de periculos la cornere. Băi, Bursane, păi gândește-te că Arsenal e echipă englezească, e nebun la cap în Premier League, încă sunt la modă fazele fixe. Păi nu din Premier League au plecat cele mai bune faze fixe. Asta zic. Adu, cum îi cheamă. Păi asta zic. Ea dădeau gol capul din orice poziție. Mamă, 3 milioane să moară, să facă, să dreagă. Ea dădeau gol. Da, bă, tu zici bine, ăștia joacă în 3 fundași, nu poți să cred așa ceva. Da, mă, păi aia sunt eu, asta zic. Am văzut că e stilul ăla de 3 fundași, Akanji, Vardiol și cu...
Și cu Ruben Diaz. Dar nu poate să joace pe Luis, ce se întâmplă? Într-adevăr e tânăr, dar totuși. Cred că e mai experimentat decât dacă ai zis pe putere. Păi vezi că și ultimul meci cu aia, cu Brentford sau cu cine a jucat, tot așa, în trei fundași au jucat. Păi Walker l-a accidentat. Ca așa, gen, dacă nu era Walker l-a accidentat, îl băga pe Walker dreapta și mi se pare că îl băga pe Akanji stânga. Și după aia, gen... Guardiol stânga de obicei. Guardiol stânga? Nu știu de ce, eu am văzut majoritatea timpului Akanji. Chat-ul după YouTube, ce se întâmplă cu voi? Băi, chat-ul meu după YouTube, ce se întâmplă cu voi? Nu funcționează chat-ul aici, ce aveți? Băieții mei, garda mea. Toate cioara. Adevărat, puterile mele, ce se întâmplă pe YouTube? Vă uitați la meci, nu scrieți deloc în chat. Like-uri de alea, apăsați și vă 61, 93 de oameni, 61 de like-uri. Bă, am frizerul în vacanță, nu știu când se întoarce, să mor dacă te minjur. Jur, trebuie să mă tund cu aici, nebun la cap. Bun, e trigger-ul ăsta și așa nu dăduse nimica. Albastre? Hai, coane, m-ai jucat la albastră. Râie. Mama, Hakan. Înseamnă că e de bine rău. Așa, piersicuțe și după aia pepeni și move. Sau albastre. Ai, mă, puteai mai mult. Puteai mai mult. Bă, deci Crosale efectiv mi se pare genial, mă. Jur. Bă, deci nu înțeleg, mi se pare prea underrated Cross, jur. Salut, Ștefan. Te pup, Straisole, salut. Deci Crosale nu știu ce are, nu care avea el ceva, dar efectiv parcă Cross a fost underrated tot timpul, adică nu știu. De ce mulți l-au subestimat grav rău de tot în condițiile în care are, cât are, 3-4 Champions League-uri, are mondial. Foarte bine, Liviu, Doamne ajută, atunci așa să se termine ambele meciuri. Eu te farmăm pe Metin. Să aveți baftă acolo la pietre. La pietre, bolovan, pietricele. Retric prima mână. 100x. 10x, 2 milioane. Trebuie să dai gol în ultimul minut, în prelungire, la Arsenal. Se făcea o fază la FIFA. A, kick-off glitch? Da. Grealish. Uite cum sare calul ăla de Haaland, e nebun la cap. Mi se pare bă, 14-15 milioane, bună asta. Ce zici? Mi se pare ilegal să dea cu capul așa în minge. Dar chiar, Diviu, ai posibilitatea de dat cash out? Nu, i-a pus ăla, uite că nu vine numele în minte, bă. Dar nu e la port. Ăla. Ideea e că ăștia joacă într-o formație normală, nu prea au cum să-i prindă pe contra-atac ăștia de la City. E ciudat rău tot ce se întâmplă. Păi Real joacă 4-3-3. Aia zic. Uite! 4-3-3? Da, pe așa... Bă, 100x! Hai, coane, m-ai jucat ca pe proști. Dar bine, 25 de milioane special, o să mi-am revenit în banii mei, ești nebun la cap. Cine sunt eu să mă împotrivesc universului? Am luat bani, am plecat. Centrare pe Haaland, gol, în ultimul minut? Ce-ai zis? Centrare pe Haaland, gol, într-un ultimul minut? Că stă perfect acolo în care... Bine, nu știe să stai cu capul, dar încercăm. Nu știu de ce, dar... S-au așezat ăștia mult prea bine, nu ce se face. Au făcut ăștia, au dat 200 de pase doar în minutul ăsta, am înnebunit. Chiar n-ai ce să faci liber atunci. Doamne, ce frumos a trecut Mendy, am înnebunit. Dacă ăsta nu e gol după faza asta, e urât. Salut, Răzvan. Salut, Golden. Salut, Alex. Thank you.
Bernardo Silva e cel mai bun mijlocaș la închidere pe care l-au ăștia în momentul de față. Mamă, uite acum am văzut și aia cu Mendy. Vezi că a fost... Așa a fost puțin Marcelo Flair. Am văzut, dar nu mai știu pe unde e, pe la Fortuna, parcă, sau nu mai știu pe ce casino e. Dar nu, mi se pare irelevant să bag o grămadă de bani în el. La Fortuna ce dracu, am bonus de 100%, nici mă interesează. Grăsuie, te pup, țiculei, te pup, salutări! Mersi frumos, Răzvane. Ce? Te las un pic, am un numărul 2. Bine. Fac țigări și repriza următoare. Bine, Rusane, atunci ne vedem repriza următoare. Te pup, dacă sau... rămâi aici, dacă nu scriu pe chat. A, nu, rămân aici, te aștept tot aici. Bine, vorba. Stanley. Da, Ovidiu, le-am văzut eu ceva, gen, nu mai știam. Fortuna, Stanley, ceva de genul. Deșteptat, Robert, stai așa, viața mea, stai să vedem și noi ce se întâmplă cu meciurile cu alea. Gai, suntem și noi 120 de oameni frumoși, haideți să facem și noi spre 100 de like-uri. Dacă vă roagă fratele vostru, chiar mi-aș dori din tot sufletul să facem 100 de like-uri. Salut, Robert, salut. Suntem aici, ați văzut, suntem aici, comentăm meciuri, discutăm, facem. Mamă, ce gol frumos a dat Arsenal. Ia să văd și eu. Așa. Bă. Gnabry, al doilea. A, nu, direct, ăla a fost penalti 100% la Bayern. Bicuță, la ce te referi, viața mea, că nu merge pe live? Salut, Florin, salut. 20 de azi din... Aurel, hai să ne mai jucăm puțin, te rog, la speciale și după aia intrăm, vă promit că intrăm și la șeptari. Vă promite fratele vostru. Tepu, Florin, salutări. Da, băi, viețile mele. Dar chiar, Liviu, tu ce ai la pariuri sau ce trebuie să-ți iasă din meciul ăsta? Că bănuiesc că nu ai scor corect 2-1-2-1. Ai ceva, nu știu, ai ceva gen GG sau nebunii de ăsta, care e rezultatul exact? 2-3 goluri sau care e? Bă, să fiu sincer, nu mă așteptam 2-1-2-1 ambele meciuri. M-aș fi așteptat la așa, gen 0-2 goluri Arsenal cu, așa vreau să pun, 0-2 goluri Arsenal cu Bayern. Nu mă așteptam să se joace atât de ofensiv din ambele părți. Și la Real Madrid, GG. Aș fi băgat. El un solist la Real și doi solist la Bayern. Să dea bă, ambele goluri în ambele reprize. Am înțeles. Ce să zic, Gheorghe, multă baftă, frățioră mă. Doamne, și o să vă iasă la toți biletele, eu știu, sau... Cine e cel mai norocos să câștige? Bă, uite, mi-aș dori să mai lovesc, uite, ceva pe la un sugar. Un câștig de ăsta puternicos. Guys, nu uitați care sunteți noi pe aici. Dacă vreți să vă jucați și voi la aparate, link-ul fixat de mine în chat, vedeți că aveți sute de rotiri gratuite. Cu sau fără depunere, sau dacă vreți să vă faceți bilete la pariuri, aveți acolo. GG și peste 2,5 la ambele. Păi tobiți ți-au ieșit, adică... Na. Așa, bă, nu am bilet, am două meciurile. A, scor corect, pe aia asta zic. Mă gândeam că ai ceva scor corect, da, ai zis să termine ambele meciuri fix așa. Dar, bine, acum să fiu sincer cu tine, e foarte, foarte, foarte greu. Ce-ai jucat în seara asta? Richard, n-am jucat nimic la pariuri, tata, eu. Am vrut să pun la pariuri, doar că nu m-am trezit la timp. Nu m-am trezit la timp și deja când am vrut să pun la pariuri, deja meciurile începuseră și... Aaa, nici că mai m-am stresat. Că da, să sun și pe Superbet. Gen, voiam să pun 2-3 milioane. V-am zis, să pun 2-3 milioane un bilet.
că gen să dau 0-2 goluri la City cu City, la Arsenal cu Bayern și că Real dă peste 3 goluri. Nu știu de ce, de ce voiam să fac eu o nebunie de asta. Da, n-am mai avut timp. Salut, Avi, salut, salut. Iute. A pus eu miule, mai bine nu puneam. Păi de ce mă, Tavi, de ce? Ce s-a întâmplat? A întâmplat. Cât de rău ți-au ieșit sau nu ți-au ieșit biletele? Sau cât de rău? Cât de rău ești pe bilete deocamdată? Sau câți bani ai pierdut? Mama, asta e jale. Guys, și în continuare vă spun, dacă sunteți din afara României, Casino Fai, găsiți o grămadă de bonusuri cu sau fără depunere, le găsiți aici la oamenii ăștia de la Casino Fai. Dacă vreți și vă interesează, dacă nu v-a zis din România, link-ul fixat de mine în chat, găsiți acolo toate cazinourile din România. Emi, lasă-mă, tată, lasă-mă, mă joc și eu la speciale, la brawling, la speciale de astea puternice, mă joc și eu după meci. Vreau să fiu și eu concentrat la meci, să fiu și eu în stilul ăsta. Ce să fac, să le spar pe amândoi instant? Am pe l-am în două meciurile. Am înțeles. Uite acum am înțeles. Nu, mi-apare gen, mi-apare tot mesajul, că am niște punctulețe pe acolo și nu mi-arătă tot mesajul. Mamă, deci m-a secat în ultimul hal. Deci ce bani mi-a făcut suitul? M-a mâncat ăsta. Băia de gașcă și eu să mor dacă vă mijor. Să joci... era prost să joace roșie și după aceea să joace steluțele. Că nu era nici el prost. Mersi frumos, Aline, mersi frumos. Mâine la Barça B cu PSG pauză sau final X și la Dortmund cu Atletico GG. Și peste 3,5. Bun, și a jucat OZN-uri. Nu știu de ce... Baterealul, 100%, Alex, 100%. Bine, sperie-te. Acum de ce să mă cac pe mine? Păi, văd că tu nu mă apreciezi, Emi, deloc pe mine. Să mor dacă te mijor. Chiar nu mă apreciezi și nu mă respecti deloc. Și pe încă un bilet am scor corect Arsenal Bayern 2-4. Scor corect. Am înțeles. Bun, nu știu de ce eu mergeam, cred că eram singurul nebun care nu mergea pe goluri multe la Arsenal. 4-2-3-2. Băi, să fiu sincer, v-am zis, n-aș fi mers pe goluri multe la ăștia. Dacă nu bate Arsenal, este oricum egal 100%. Edule. Cum si, cum sa. Te pup, Răzvane, te pup, salutări cu tot respectul. Ia uite-mă, ia vedeți reclamă, Lays, Henry cu Beckham. Emi, dar na. Care își permit? Aie, Vlad, aie, nu. Mai sărac eu așa de felul meu, mai fără grade, fără ăla, știi ce zic? Mă descurc eu. Răzvane, a tocat acum. Știi cum sunt aparate pe curent. Mi-au făcut o gaură în pept. Aici, biloasele alea, stele și banane de alea sau roșii. Mamă, nici banane, nici roșii n-a vrut să dea. Ia uite, reclamă la, ce e asta la? Fată, băi, jucați responsabil. Ce casă de pariuri e asta? Cred că e un ibet asta. A, nu, casa pariurilor direct. Pauză 2-1 final la Arsenal cu Bayern, cotă 17, nu știu ce să zic. Îți dai seama, Vlad, îți dai seama. Deci, păi de ce să-ți dau mie 10 lei? Te pup, Răzvane, mersi frumos, săruna din suflet. De peste 150.000 pe bilet. Livile, Doamne ajută să-ți iasă, frățiorul meu, crede-mă. Mi-aș dori în tot sufletul să... Bine, să vă iasă la toți, dacă ar fi după mine, să vă ajute pe toți să luați.
Că v-am zis, nu o luați de buzunar. Și când câștigați la aparate și toate astea, să vă dea Dumnezeu să luați toți mai maxiuni, că nu luați bani de buzunarul meu. La ei știți foarte bine că e greu spre imposibil. Să-mi iau țigări la bucată. Lasă că-ți fac rău țigările, ești nebun la cam, nu mai fuma, că-ți fac rău. Stai așa nefumat, că e mai în regulă. Pauză 1, Arsenal, cotă 17. Salut, Iulian, salut, salut. 90 de milioane la Gates și mi-am făcut o plată de 44. Păi și Gates-ul ăla, dă și el că n-are chef, nu da așa oricând, oricum. E nebun la cap și tu. Guys, teoretic n-ar trebui să înceapă meciul, că e fix. Cred că într-un minut două începe meciul. Da, ia mai beau câteodată. Te pup, nu te pup, salut. Câte 10 zile. Cam să mor odată și am să mor când mi-e mai bine. Galbeni și după aia banane. Galbeni și banane. Ci, mă, banane. Găți moti cu banana, moti. Ba, ba, ba. Ba, 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 banana. Ba, 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 banana. Mersi frumos, da subscribe, te pup. Să știi că nu văd cine mi-a dat subscribe. Am ăsta cu meciul pe ecran. Na, vedule, dă-l în sărăce de pariu. Nu, nu bag la pariu, nu știu, nu. Dacă n-a fost să bag din prima, nu mai bag acum. Dacă nu mi-a mers direct din prima, gen, dacă n-a fost să fie să mă trezesc, să bag bilet, nu știu cum să zic. Și nu mai, na. Ce să fac, Ștefani? Și dacă dădea era bine, acum că a tocat, na. Nu știu, mă, nu știu, gen, vreau să mă duc, voiam să mă duc la de-asta, la de-asta. Prima oară am zis că pun online și după aia am zis, lasă-mă că nu pun online, mă duc să fac și eu cu pixul acolo, să pun bilet cu pixul, ca pe vremuri, băi, tată, să am bilete așa frumos, elegant, da. S-a trezit mamăi mea de la Ciofrângeni. M-am odihnit și eu că am fost umblăreț toată ziua astăzi. Îți dă ție? Ce-nci eu mă bag? Na. Na. Frate, puteți să contribuiți aici. Dacă vreți, puteți să contribuiți. Îmi dați mie, gen, dacă am 100 de oameni, cât 100 de lei, 100 de milioane, mai pun și eu 20, 30, 50 de milioane, 150 de milioane. Dacă dă ceva bine, dacă nu dă, na. Îți dai seama, Sebastian, îți dai seama că am fost la contabil astăzi, ești nebun la cap. De ce, m-ai văzut cumva până în ora asta, ești de mie veni? Dar ai văzut că m-am dus la contabil? Sau lucrezi acolo la contabilitate unde sunt eu? Ce să-i fac, Florine? Ce să-i fac? Tot am sperat că poate dă ceva. Adică toacă, dar trebuie să dea și ceva înapoi. Și n-a vrut să dea ceva înapoi. Pă bune, Vlade, pă bune. În loc să băgați voi 100 de milioane din buzunar, îmi dați mie și gen strângem așa, facem chetă și bag eu, mai pun și eu de la mine și ai. Știți cum e. Și bă, uite ce aici de lei cu 2x. Bă, ce țeacă ordinară. Băi, țeapa lui a fost asta, să moară 12 vecini de vă mint. Salut, Codru, salut, mersi frumos. Cum să fiu puțin cam slab astăzi. Slab rău de tot. Am luat 5, 6, 7 speciale, la asta m-am mâncat de toți banii, sugărul. Da, nu, astăzi de dimineață am fost la contabil, ești nebun la cap. Era groasă rău situația, ești nebun. Mă băga briceagul în mine. Dacă astăzi mă duceam, băga briceagul în mine. Mersi frumos, dă subscribe, bine ai venit. Nu pot să văd numele că am meciul pe ecran. O să mergem și pe la dubla și pe la ăsta. Da, mă, pe la Vegas, văd că ăștia n-au făcut nimic, m-a mâncat sugărul ăsta.
Mi se pare că lăsase Andrei 100 de milioane pe la Las Vegas. Mai aveam de rulat vreo 200 și un pic de milioane și puteam să retrag banii. Din ce mi-aduc aminte. Merge și așa, merge și așa, Vlad, merge și așa. Merge și așa, jur, să mori. Top. Nimic, nu ține nimic, n-am pățit viața mea, gen... M-a dus la contabil să fiu în regulă cu firmele, cu toate nebuniile astea. Ești nebun la cap. Avem, gândește-te, avem cheltuieli pe firmă. Bună, Letiția! Bună, bună, sărâna! Aveam de scăzut facturile, aveam de plătit o grămadă. Vlade, nu contează, tată, nu contează, ești nebun la cap. Găsim noi soluție, cumva. Te pup, Samirei, te pup, neașteptat, a fost o surpriză, surprinzătoare, surprinzau. Ce faci, Leti? Bună, bună, sărâmâna, ce faci? Te pupăm, sora noastră. Rusare, ridică-te după WC-ul. Le avem și noi. Na, secretele noastre, să zic așa. Dar ideea e că lucrez la un business puternic rău de tot. Dacă reușesc să iau franciza asta, sunt rege. Sunt mahnat. Dar încă sunt cu tot așa. Am ceva avocați plătit să îmi rezolve, să... E nasul, e multă hărțogăraie. Ce urăsc eu cel mai mult din tot sufletul. Și încă un scate și ești fratele meu. Te pup, mersi, te iubesc. Ia uite, ar fi bun... Da, Vlad, ești nebun la cap, eu n-am stres, ești nebun. Dacă îmi zici că am mână liberă, ești nebun la cap. O iau raza. Gen, adică să nu-mi dai de-alea. Vai, domne, de ce dai în 10 milioane? Vai, domne, de ce cumperi special? De-alea. Dacă mă joc. Na, Tobi, Haaland 0-0. Multă muncă, 10 ore pe zi, abia pe... Mai rezist? Mamă, Letiția. Bagă și tu un medical de la Haladit. Marcele, să sperăm că face plată, viața mea, să sperăm că face plată. Salut, am luat 42 de speciale la Ghiță 1500. Și restul pe minus. Levente, 100%, viața mea, 100%, nu te aștepta. Crede, m-am jucat și eu la Ghiță la 1000 de... Am făcut spume, am leșinat. Mamă, mi-ar fi vrut. Hai, mă, dă și tu o plată, ceva frumoasă. Trească ce iubești tu. Bilele alea să le joace. Le-a jucat bilele în mine. Așa, ursuleț roșii. Bun, ursulețe, ia, dar ce dracului, 4 milioane. Ia vezi, mă, că se bate aia doi pe teren. Bună, iubirea mea, bună, sufletul meu, bună. Da, Vlad, 100%, cine are treaba asta în sânge, are, cine nu. Jocurile de noroc nu sunt făcute pentru oricine. Și nu mi-a dat. Dar du-te, Letiția, du-te tu zile că ți-e rău și du-te acolo și joacă la impresie. Dă-i în sărăcie să-i bată. De ordinari. Cum? În halul ăsta să se comporte cu tine? Guys, nu uitați cei care sunteți noi pe aici. Dacă vreți să vă jucați și voi la aparate, link-ul fixat de mine în chat, vedeți că aveți sute de rotiri gratuite. Dacă vreți să vă încercați norocul, dați acolo și... Eu știu, puteți să vă faceți acum cont, puneți mâine bilete la pariuri, faceți ce vreți. E jos, nuțule, face o ciorbă. De fapt, face o supă de pui cu găluște. Salut, Emil, salut. Mamă, specialul ăsta iar e copcă rău de tot. Salut, Adi. Hai, mă, hai, fă încă una. One more, please. I say one more, please. I say please. You piece of shit. Lucrez în... Se uită la mine. Păi lasă-mă, Samire, că poate cine știe, poate e altceva viața mea la tine. Ia vezi, mă, ce piedică ai pus. Cine i-a pus? Salan? Cine i-a pus? Lucamavinga? Băi, lasă-l, mă, pe Camavinga în pace. Mamă, ia vezi ce topor i-a băgat Valverde lui Grealish. După aia s-a luat Haaland cu Camavinga.
Mă, deci că mă vingă asta mi se pare senzațional. Copilul ăsta joacă pe orice poți să-l pui. Nu, Rami, crede-mă, e supă de aia originală de la mama ei. E topul topurilor. Mă, ce s-a lăsat Grilish pe șut. Te pupăm, Letiția, să știi că și nouă ne era dor de tine și ne e drag să te avem pe live. Suntem ok, salut Adi. Suntem ok, mulțumim lui Dumnezeu. Și vine să uită împreună cu mine. Păi și ne are la subscribe Samire sau respect nedățeapă? Domnul patron, dacă nu ne aveți la subscribe, să știți că nu aveți vorbă cu mine. Eu nu vă bag în seamă. Cu tot respectul. Mamă, deci a jucat ăsta de... Jocul pe ăsta! Nu știu, Emi, nu știu. Stai să vedem. Hai mă! Hai mă, mai pune una! Hai mă, dă-te în gâtul, mătii! Denise, stai că sunt la speciale. Viața mea nu mă bat la... Deocamdată nu mă bat la dublaje, că... Gen, mă uit la meci, acum. Și vedem ce se întâmplă. Că a fost fault ăla, de ce să... Na. Că da, acum, bă, nu știu dacă... Bine atunci, bine, Samire. Florine, sunt cu Real Madrid, viața mea, sunt cu Real Madrid. Am văzut că și la Arsenal cu Bayern era 2-1. Da, tot 2-1 e. Mamă, uitați-vă hal de plată la coptura asta de joc. Leti, stai să mă pup pe Las Vegas. Te pup, frățioare, te pup. Cât mai dă-n meci? Pe minutul 50, mai sunt încă 40 de minute. Hai, mai du-te, era să mă, Bernardo Silva, câte goluri de lovitură liberă vrei să dai? Ești panaramă și tu, ordinară. Prea ți-o încerci pe aici. La, nu prea-mi place Buc. M-am jucat și Bucovra, dar simplu, mai devreme nimic. M-a copt. M-a ținut numai în palme. Ia vezi că l-a coborât pe Haaland mai mult acum. Bine, Rudy, bravo. Bravo, șerifule. Mamă, deci nu înțeleg tactica lui Pep. Cum să stai contra lui Vini și Rodri cu fundașii atât de sus, jur. Nu te înțeleg, efectiv nu înțeleg stilul ăsta. În condițiile în care Real Madrid e chitită pe contraatacuri. Și să știe puterea lor de contraatac. Salut, Irinele, salut. Real Madrid, PSG, de fapt, Real Madrid, AC Milan, PSG, City. Am vrut să pun două goluri pe Bayern și solicit Real și nu l-am pus. Știi cum e? Nu riști, nu câștigi? A, Iuliane, nu că slăbuț, slab rău de tot, cazan! Cu atât 36, două goluri Bayern. Mă, să știi că gen cota aia la Bayern cu două goluri era rentabilă, pentru că Arsenal s-a mișcat destul de bine, Bayern nu e într-o perioadă foarte, foarte proastă. Gen, e o chestie plauzibilă, dar v-am zis. La pariuri sportive nu banii să fac în Champions League, banii să fac în Liga a doua, a treia, în meciuri de-astea neauzite. Dacă aveți ponturi acolo, e combinație să dați lovituri. Dar și în Champions League, totul e... Hai mă!
Haide, fă, dă și tu specială aia. Asta zic și eu, Letiția, asta zic și eu. Salut, Cosminele. Uite, pe aici la o joacă. Poate 36. Nu, nu, păi nu, 36, așa am zis și eu. Omul a zis cotă 3.6 și așa am zis și eu. Cotă 36. Poate s-a înțeles 36, dar eu am zis cotă 36. Bă, bune inimile alea, dacă punea pe ceva mai mare. Mă, ce a scos ăsta? Hai că m-am luat să mă uit la porcăria asta de joc și... Am lăsat meciul deoparte. Chiar mă, lovitură liberă. Au dărmat ăștia calul. Haide să mai o specială. Salut, Mihai, salut, salut. Deja de la pauză. Da, dar era un bilet risky, nu prea e cum. Edule, banii mulți la pariuri să fac până alte ligi viața mea, nu în Champions League. Champions League e risky. Ce să zic, e la ghici aici. Cine are noroc face bani. N-ai cum să analizezi, sunt prea multe statistici, sunt vorba de alte chestii. Voi să dai tu gol, Rodri, cu capul, e nebun la cap. Mihai, deocamdată nimic, tată, nimic, ghetlă, jur. Deci parcă merge efectiv un gol jocul ăsta. Ce fac nevasta? Gabriele, ce să fac, că e pe jos, face o ciorbă. Ia, vezi, dar bine, nu era atât de mulți de-aia galbeni. Biloasele alea le joacă oare? N-a vrut. Mamă, ce-a dat Akanji cu Rodrigo de pământ. Bă, iar mă, inimile astea, du-te în rasa, mă. Da aici de cioflengar. Bă, nu vă mai căcați, bă, pe voi cu pase de-astea, băi, damblagiților. Bravo, băi, Valverde, bravo, dă inia, bubuiu. Scapă de. Bună schimbarea asta de traiectorie. Și? Ai, mă, Vini! Vini, lasă-te pe ea, băi, viața mea! A, Vlade, nu e chiar așa. Salut, Matei, salut, salut. Doamne ăștia, Gabriele, doamne ăștia la toată lumea. Femeie ca a mea. Mamă, ce șansă avea aici Vini să ducă 3-1. N-am pariat, Denise, n-am pariat niciunul lui, tata. Sunt fan, atâta tot. Sunt suporter. Bă, uite, bă, uite, bă, sclavul, bă, iau pe Oblei să trăiască ce iubește el. Iau pe Oblei, îmi face 60 de lei. Deci dacă iar face banii înapoi, face iar 6-7 milioane, nebunesc, jur. Îi dau de jura strâmb. Pe mama Isa. Salut, Ru, salut, salut. Guys, nu uitați să apăsați și voi pe butoanele alea de like. Salut, Justy, salut, salut. Las Vegas. Nu, după meci joc la IG Theory. De să pe loc adevărat, jur. Hai că am promis că iau la Fury of Odin. Leti, mai ești aici? Uite, am promis că iau la Fury of Odin. Câteva speciale. Mai încolo, Mihai, mai încolo. Salut, Satana.
o să iei. M-am jucat, Robert, m-am jucat la Bucovra, cred că m-am jucat 20 de minute și n-a dat pic de specială. Mamă, ce a băgat cam aviga lui Foden, l-a aruncat în aer. Salut, Vio, salut, salut, te pup. Îi dă galben? Păi, Vio, sunt pe speciale până să terminăm meciul. După meci mergem la EGT-uri. Mamă, ce frumos dăduse acolo, frumos, călcâiul ăla, talent. Braziliero. 50 de euro, satana, 50 de euro, mai ciupim și noi niște bani. Deocamdată avem suficient moderatori. Frumușel șutul ăsta lui Foden, de ce să dau aiurea? Dacă era cumva pe colț, altfel stătea treaba. Nu, mă, nu, deja joacă Wild ăsta. Mă, să vezi de nu-ntorc ăștia scorul, că sunt pe ei. Deci efectiv a început City repriza asta senzațional. Mai colo, Vio. Stai două secunde, că chiar nu mai m-am jucat la asta de mult. De dimineață m-am jucat la Juicy. Belea cu el. Da, mă, pe 2. Da, bine. Popă pe 3 acum. Era greu de-n orice unghi. Hai. Bine, Viu, atunci, mersi de înțelegere. Leti se pare că o din ăsta cam gherlui. Mamă, ce le face Vini acolo, coane! Uite asta să-l țină. Bun. Na, joacă valeții. Du-te în familia, mă, te dă. Dam la gist. A, s-a lăsat Valverde pe șutul ăsta. Plus două rotiri, bun asta. Așa, da-mă pe prima. N-ar fi vrut. Ceva cu o plată mare. Ceva Wizard multe, abar n-am, nu știu. Să pun un World ăla pe final. Bețiv. 4 bețe. Aproape. Și-a dat banii înapoi în sfârșit asta. Nu ar pe prima? N-ar vrut. Uite acum, de aici să dea ceva frumos? Nimic. Fără valete pe 2. Ok. Bun. Na. Nu sunt în Max Mega Ways. Bețiv pe prima acum, popă pe prima. Bețiv. Femeie pe prima oare? E bună rău asta. Leti, vezi că și-a făcut treaba asta. A și joacă a și. Ok. Da, mă. Putea. Vezi că asta a fost bună rău de tot mâna, 23 de bețe. Da, Denis, da. Sunt și pe YouTube. Caută și el Scazino pe YouTube și ne găsești acolo.
Bețiv pe prima. Bețiv pe prima, de ăsta coif, de ăsta pe doi. Bun, ok. Coif pe doi, femeie pe prima. De fapt, mai bună era femeie pe prima, după aia am jucat Noari și după aia avea și la... șase și la aia. Singurul bețiv pe care îl știu e Grealish. Bă, să știi că ce-a făcut Grealish ăla, ești nebun la cap. Ia vezi ce să ia calul la alergare cu Vinicius. Băi, ce să ia calul Turan la alergare cu Vinicius, să moară, să facă, să dreagă. Ia vezi, mă, că-l mută pe Haaland, fundaș central. Cu Vinicius în cârcă. Nu e Florin, sunt pe Las Vegas acum. Mama, asta a fost chiar gherlă specială. Plus două roti. Bine și așa. Nu așa. Bine, mă, bravo, mă, bravo. Ce oamenii sau cine a fost acolo? Hai, Fede. Așa. Ah, hai și portarul. Oricum, gândise frumos, dar mai bine schimba aici pe stânga. Ba da, Nic, ba da, o să joc și la EGT, viața mea, dar după ce se termină meciul, să fiu atent la dublaje. Că acum am ușor la meci, frățiorul meu. Emi, am încercat, tata, am încercat, vorbim cu băieții de la Pragmatic să facă pe un casino Gates of Shell. Bețiv pe 2, Grealish pe 2. Da, vreau bă să dea Grealish pe 2. Bă, dar Rusan, mama, da gol City, nu te cred. Am văzut acum pe, mama, dar stați că la mine mai e o grămadă. Mama, acum e pe partea dreaptă Bernardo Silva. Mamă, ce gol frumos a dat Foden, du-te. Te pup, Liviule, te pup. Te pup, mamă, deci s-a dat cu îndurerare ăsta Foden. Mamă, și culmea că am zis că Foden ăsta n-a intrat deloc în meci. Și uite, vezi că în repriza a doua a intrat talent. Fără nou pe prima. Mamă, 30 de bețe direct din prima. Să fie primiți. Mamă, ce frumos a dat golul. Aspă, 3. N-a vrut. Bă, culmea că am zis că Foden ăsta nu intră în meci deloc. Dar vezi că repriza a doua. Mamă, a dat ghiuleaua aia. Da, lolule, da, a egalat. Bă, oricum, frumos golul lui Foden. Bă, dar Brusan a murit pe WC. Ori mi-a dat mesaj că nu mai intră. Am trimite TikTok-ul Brusan. Să știi că da, și-a revenit așa că de cât asta. Uite, Popie joacă, după aceea să joace și Valeții. Mamă, văd că Arsenal Bayer 2-1 să termină. Dar nu înțeleg ce sunt cu șuturile astea de la așa distanță. Deci cred că s-au încercat o grămadă de șuturi din afara careului. Și nu înțeleg. Bine, și primul gol al lui Camavinga a fost dat cu șut din afară cu deviere. Guys, cât suntem și noi pe aici? 155 de oameni. Hai, guys, noi n-avem 100 de like-uri pe bune sau respect? Ba da, mă, avem 110 like-uri, vă pup, mersi.
Te cred, Lolule, te cred, dar na, eu sunt cu Real Madrid. Îmi pare rău de banii tăi pierduți. Nu mă, Denise, nu mai face lucruri de-astea viața mea, nu se fac. Lucruri de-astea nu se fac, șeful meu. Ești nebun, uite, fii atent, șterg mesajul. Dar lucrul de-astea să nu mai faci, șeriful meu. Că nu-i frumos, tată, nu-i frumos. Fiecare om, na, trebuie respectat. Viola, nu cred, nu cred, nu cred. Mai bine stăm așa, pe ciupeală, pe țic, 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 țic. Ce mai bun să câștige? 100%, atunci să câștige Real Madrid. Te pupe, mi te pup, mersi. Bă, păi a dat ăsta în ultima, în ultima asta, da. Bețiv, bețiv, bețiv. Bă, coane, 22 de milioane pe Grealish. Uite, joacă și damele astea, femeie aici, femeie. As, na, na, poate 10, poate 3. As pe 3. Hai cu un as pe, as pe 3 și după aia joacă și Noari. Mamă, deci îmi joacă Noar cu aia as pe 3 acum? Mă, uite câte joacă, dar nu joacă as pe 3. Bețiv pe 2? 26 de milioane, ești nebun la cap. Salut, Gabriel, salut, salut. Sincer, mai bun City decât Real ultimii 2 ani. Geo, da, 100%. 100%. N-am de ce să zic aiurea. Te cred, Lolule, te cred, eu sunt fan Real Madrid. Dar na. Aoleu, Dumnezeule! Dumnezeule, ce gol a dat Vardiol! Băi, coaie, ce se întâmplă asta? Ce se întâmplă? Ești de bun la cap să mai întoarcă și Arsenal și e 1 pauză 2 final. 1 pauză 2 final, pe bune, Iuliane. Băi, coanei, ce se întâmplă aici? Băi, frumos șutor cum a pălit-o bine, rău de tot. Ia vezi, mă, 34 de milioane, cum să schimb jocul ăsta? Să mor dacă vă mi jur. Vezi că dă specială după specială. Bă, deci nu vine să cred, coane, nu vine să cred câți bani a făcut și ăsta. Mai lasă-l, mă, că am vrut să-l schimb, mai lasă. Vreau să mă duc să farmez pe 30 de lei la Versailles. Salut, Laurențiu, salut, salut. Tavi, vezi că te au de ore, chiar te trimit 5 minute pe bancă. Bă, l-a băgat pe Luca Modri sau mi se pare? De plus două rotiri. Mă, dar cât are asta maxim? Câștig maxim 15.000x. Pe bune, Sebastiane, pe bune că nu doarme. Pe aici, Purcelu, te pup, băi, Purcele. Iar n-ai membru. Gio, n-am băgat nimic. Salut, David, n-am băgat nimic la pariuri, dar sunt fără Real Madrid. Nu vreau să, na. Ai egal, du-te, dracu, să vezi că întoarce Arsenal scorul. Să zice City, băi, Manchester e United. Când zici Manchester, te referi la Manchester United. Când zici City, e City. Salut, Robi. Câștigă Madrid. Denise, nu știu ce să-i dacă câștigă Madrid-ul. E cam greu în postura asta. Da, 100%, Gio, 100%. N-am de ce să o dau aiurea. Nu vreau să o dau aiurea. Exclus treaba asta.
Eu am zis clar, e greu fără atacant. Păi asta zic și eu, Iulia, tu de ce crezi că nu schimb jocul? Că voiam să-l schimb, să mă duc la Versel pe 30 de lei far. Dar când am văzut plățile astea... Exclus. Exclusivite. Ai încă o să dăbețe și pot dormi liniștită. Oricum am văzut clar, dar ați văzut că v-am zis direct de când a început, de când a început repriza a doua. City în repriza a doua a intrat 300% putere. Și v-am zis, dacă City să menține așa, întoarce rezultatul. Și fix asta s-a întâmplat, zici că a fost pe gura mea. Mamă, ce se joacă Grealish acolo în partea stângă. Eu sper să câștige Realul Madara. Na, ce urât am jucat-o pe asta. Poate aici să-l omoare. Dar bine, acolo e prost rău de tot, că da, eram sigur. Tavi, până acum nu ți-am auzit. Prieten, 500 de lei. Cât are câștig purșelele? Mi-a zis și mie cineva pe aici până ce să pun, gen, să pun contra la, la Arsenal, când întoarce Arsenal scorul. Te pup, băi, Casiene. Ce să faci în Casiene? Ai. City în repriza a doua a intrat 300%. O să și aici. Doamne, știu să câștige. Guys, știe cineva de ce nu joacă, de ce nu joacă Ederson titular? Facem, Gabriele. Acum vrei să fac unul special pentru tine, să-ți dau un pay save de 50 de lei sau? Mâine, poi mâine. Zic când vrei tu să facem. Îl ține pe bețivul ăla de Grealish. Salut, Silviu, salut, salut. Vezi că Grealish ăla e talent rău de tot, ești nebun la cap. 100%, adică, na. Bine, dacă nu-mi dă special asta absolut nimic, gen dacă merge în gol, na. Bine, Gabriel, așa o să fac, șeriful meu. Uite acum, nimic, 10 mâini și ai casa, 10 mâini în gol. 5-6 mâini în gol erau bune și aia era, era... talentul lui și mecheria lui. Da, mă, da, uite, Vini nu joacă în bandă cum ar trebui. Iată, e Bellingham în bandă, cam avinga. Acolo. Nimic. Ia, mă, ia Versai. Versailles Amusement. Salut, Gecule, salut, salut. Real Madrid? Ocazie de gol? Ia, vezi că mi-e pare aici.
3-3, da mă da! Da mă da! Da mă da, asta zic! N-am văzut golul, dar na, ia. Modric, Vini, centrarea lui Vini. Asta zic, băi, Dani Carvajal. Nu, nu, Valverde. Bravo, băi, Valverde, bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, asta zic. Bravo, mă. Ai, Miriță, du-te, bagă banii la el și fă bani dacă dă jocul ăla. Da, mă, da, vezi. Vezi că e tot frumos, a lăsat pe ea. Păi, până la urmă suntem conștienți toți de ce șut are Valverde. Până la urmă trebuia. Geo, ia vezi că i-a dat cizarul ăsta de Valverde. Ce trebuie lui City. Mamă, 2-2-3-3, ce rezultate, coane, ce rezultate. Guys, uitați cei care sunteți și voi noi pe aici, dacă vreți să vă șcați la aparate, link-ul fixat de mine în chat, vedeți că aveți sute de rotiri gratuite. Hai, mă. Leti, să știi că da, goluri frumoase. Daniele, stai așa că îi dau acum viața. Era mai devreme cu Rusan pe Discord, dar să moară viața mea. Mi-a dat mare țeapă Rusan, jur, a zis că se duce la WC, nu știu ce face și direct mi-a dat țăpușcă. S-a pișat pe mine, stăteam cu căștile alea pe urechi, vai domne, apare Rusan. A mai apărut. La mamăi mea să mă ia. Nu, cine vorbește cu Andreea sau ce se întâmplă acolo? E mai bine acum cu sonul viața mea? Salut, salut Maria, salut, salut. Cred că Andreea vorbește cu Corina. N-ai ce să-i faci, Vion, n-ai ce să-i faci. Te pup, Daniele, te pup. Ai, știi cum sunt prietenii. Uneori dai, alteori nu iei. Mă, cui a dat galben aici lui Carvajal? Leti, da, cum ar veni mâine. Hai, mă, sus! Sus, jos, nu contează. Specială pe 40 de lei, specială pe 40 de lei. Nu deschid telefonul. Aici, Claule, de ce am făcut? Sună sau ce se întâmplă? Ce s-a împuntat? Nu, Claule, am aici telefonul. Era fix lângă mine. Am să vedem și noi ceva ce special asta. Un panou de căruță, ceva elegant? Și căruță. Azi, popă. Popă, măcar. Bă, ar fi bine, Joe, ar fi bine să dea un panou ceva. O... Hai, coane, nu mai fi țecar. Panou! Și retrig! Oh, retrigger! Claule, ce s-a întâmplat? Jur să mor eu. Hai, mă. Verificăm. Păi nu știu ce să verific, Claule. N-am primit niciun mesaj, Clau. Clau, n-am nimic pe Instagram, pe... Doar nu cred că mi-a dat mesaj pe Facebook. Hai, mă. Hai, mă. Hai, cum tu te-ai răsat, mătii. Le dăm un sfat. Nu, un cont de lui. E
Erau vreo 30 de bețe. E vina ta, 100%. Bă, 40 de milioane sunt 40 de milioane. Hai, mă. Sus aici. Asta, mătii. Mersi frumos, Gabriele, mersi frumos, te pup. Bă, 50 de bețe, uite, ești nebun la cap. 50 de bețe sunt 50 de bețe. Ce să facem, Cristi, ce să facem? Uite pe aici, așa. Minus 500 de euro. Salut, Ghiță, salut, salut, te pup, frățioare, te pup. Bă, mai dă-l așa, mai dă-l. Mamă, Claule, nu te cred. Jur. Clau! Stai așa puțin. Salut, Alex, salut, 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 Remake. E vina ta, 100%, e vina voastră. Stai așa. Iubire! 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 Vino puțin, te rog eu. Am văzut că ai primit un vizionare cu Nașa. A, vorbești cu Nașa? Na, eram și aici liniștit pe chat, înțelegi tu? Și... Bună, chat! Bă, Cristinuța, nu, cred că 10 milioane, ceva de genul. Și acest, 50 de lei sunt de la doamna Pau. De ziua mea să beți un suc, te pupăm, Claule. Mersi frumos, Claule, mulțumim frumos, română. Oh, doamne. Da, bună, și de asta, sora mea. Și de asta am zis să te chem pe tine. La mulți ani, Clau. E și ziua ei? Păi, n-ai zis de ziua ei, de ziua mea să beți un suc? Păi. N-ați scris așa acolo? Păi de ziua ta. A, de ziua mea? A, și de ziua mea să beau un suc. Ce vezi, mă, că era de specială? Nu, de ziua... A zis acolo. De ziua mea să beți un... Da, e și ziua ei. Cum o să fie ziua ei? Bă, cum? Mi se pare că e și ziua ei, iubire, că mi se pare că e și ea tot berbeche. Și căruță? Ah. Dă-te părințel de asta. Eu așa parcă știu. Claule, ziua ta pe bune să mur eu sau? Păi când e ziua ta? Da, uite, vezi ziua ei. La mulți ani, Clau! La mulți ani, Claule, jur, nu mi-am dat seama să mur eu. Te pup, la mulți ani, Claule, la mulți ani să-ți dea Dumnezeu multă sănătate. Știam eu ceva. Eu nu știam, adică știi foarte bine că eu nu le-am cu date da, cu ăsta. Da, da. Sus, jos. La mulți ani, Clau, să fii sănătoase. La mulți ani, Claule. Jur, guys, hai să facem și noi un spam în chat. Vă rog eu frumos. Haideți să facem un spam. La mulți ani, Clau. Guys, haideți să facem și noi, vă rog din suflet, un spam acolo pentru sora noastră, Clau. Claule, te pupăm. Te pupăm. La mulți ani, Clau. Să-ți dea Dumnezeu multă sănătate. Și ce să zic, multă putere, că domnul e mic. Ai e nevoie. Mult de crescut. Da. Hai că o să sunt până așa înapoi. Te duci să o sunt până așa înapoi. Da, facem găluște pe... Ce? Mi-a ieșit o rățetă de găluște care ies așa cum le face ea, gen, și mai rapide. Te pup, Adrianei, te pup, salutări. La mulțumesc și ție, lolule. Băi, jur, Claule, deci eu aveam impresia că, gen, tu zici de ziua Andrei. Și eu am zis că... Și eu ți-am zis că mâine e ziua Andrei, să mor. Mersi frumos, Vlade. Doamne ajută, Claule, Doamne ajută, știi că... De fapt, știi foarte bine că ne-am văzut atunci, știi. Știi părerea noastră despre tine, despre voi. Și... Veni, nu ce să zic cu pinguinie. Mă, dar asta a dat două speciale până acum, nu înțeleg de ce... De ce mai mă cac pe mine să-l forțez în continuare? Troi. Age of Troi. Mă, ce se mai întâmplă pe aici? 3-3-3-3.
așa să meargă. Te pup, lolule, la mulți ani și ție. Hită, băgă și tu în ghivui. Ba, fii atent, Gabriele, fii atent, uite. Stai așa, Gabriele, stai așa, mai sunt... Mai sunt 2-3 minute de meci și fii atent că fac giveaway special. Deci, fiți at, guys, după ce se întâmplă treaba asta, fac giveaway. După ce se termină meciul, fac giveaway. Gata. E minute supără Nightbot-ul, dar așa mai face el, e în perioada aia de grație. Doamne, știu, Sebastian e la toată lumea. Deci, greutăți de astea. Le-aș dori la toți. Jumate! Zbiți-mi mătii. Cu jumatea mătii. Bă, deci nu vine să cred, Coane, nu vine să cred. 2-1, 3-3, 6 plus la ăștia. Mă, că să dau peste 2,5 goluri în fiecare repriză. Ofă, du-te cu bărbația până încă pe Ciovici. Cât e scorul? 3-3, Cristi. 3-3 la Real și la, da, la Real și 2-2 la Arsenal. Te pup, Robert, te pup. M-au 4 minute prelungire la Bayern. Asta cred că i-ar da, Ghiule. Frumoșel șutul ăla. E pe stop, n-ai botul adevărat, 100%. Eu te... Bravo, bă, give back to community. Da, Goldule, stai așa, oleacă, că... Băi, viețile mele, salut, Azar, te pup, viața mea, te pup, te pup. Băi, viețile mele, vedeți că joi avem, cred că, peste 20-30 de premii. Deci, vedeți că joi, deci live-ul de joi o să fie un live epic, o să avem giveaway peste 20 sau 30 de premii. O să avem ochelari de soare, hanorace, mousepad-uri. O să avem o grămadă și o grămadă de merciuri. Pragmatic, deci joi vă aștept de la ora 7. Deci joi facem bonus an de la 7. Pe lângă asta o să avem o să avem 10 de premii. Cred că în total așa, în total cred că avem 80-90 de premii. Că tot n-am câștigat căștile. A, ce figurant ești. Ce figurant ești. Să-mi dați follow pe Instagram. Cristi, poți să faci un spam, te rog eu, cu Insta-ul meu? Mamă, Coane, ci... jumate. Hai, fă. Cristi, poți să faci puțin spam cu Instagram-ul? Citește puțin mai sus. Nu, n-am cum să citesc mai sus. Te pup, Colea, te pup, salutări, salutări. Mă, tot mai mi-a luat cu noi pe aici. Să vedem ce se mai întâmplă la ăștia. Că flescul e înainte. Guys, să-mi lăsați follow pe Instagram. Că vedeți că pe Instagram vă anunț concursul. Deci joi v-am zis. Joi o să avem peste 60-70 de premii legere. Lejer. Deci am vorbit cu băieții de la Pragmatic. Deci băieții de la Pragmatic o să facă un giveaway de la puternic rău de tot. Adică să moară, să facă, să dreagă. O să fie mișto rău de tot. Adriane, Doamne ajută, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt în regulă acum, sunt în regulă rău de tot. Să rămână din tot sufletul. Sunt foarte bine, sănătos, tot ce trebuie. Dați-mi follow acolo pe Instagram, că o să vă anunț de giveaway. Oricum v-am zis, joi live începe la 7. Joi live începe la 7 și o să stăm foarte mult timp pe live. Da, Maderomania, chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan, suntem maderomani. Iali. Miule, cât a costat toată gresia din casă? Nu știu, tata. Am casă de mult timp. Habar n-am. Păi gândește-te că numai în... Însă zic așa, în finisaje și în astea, fără mobilă, fără absolut nimic, am băgat în jur de 3 miliarde jumate. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan, tema de romanii. Mersi frumos, Adriane, mersi frumos, sărăuna din tot sufletul. Mamă, de Age of Troion. Jumate. Hai mă, că ți-am făcut cu panceta asta.
Ce zici, deschid vopsitorie? Mă, Marius, care ieși, mă? Ia vezi că la aia s-a terminat. Bayern-Arsenal s-a terminat 2-2. Nu știu, Hakanule, nu știu, abar n-am, abar n-am. House tour. Nu, Colea, nu. Nu merg pe așa ceva, house tour. Salut, David, salut, salut. Nu, nu fac, sus. Nu o să fac house tour. Eu te-ai băgat Maxuin în casă și la propriu și la figura. Bă, nu, n-are treabă, nu, am de mult timp casa făcută, tata, am de mult timp casa. Salut, Marius. La o grise de 110 lei metru pătrat. Întrebare. Care a fost cel mai mare câștig? 3 miliarde jumate. Cel mai mare câștig al meu. Da, cum vă ziceam, nu o să fac. Gata, mă, s-a terminat meciul. Mersi frumos. Am închis aici. Am închis Digiu. Am închis Flescorul. Sus aici îl dă. Hai că îl dă pe-n gură. Adevărat, una alta. Gata, mă, suntem casă rău de tot. Suntem casă rău de tot. Băi, viețile mele, nu uitați cei care sunteți noi pe aici. Dacă vreți să vă jucați la aparate, link-ul fixat de mine în chat, vedeți că aveți sute de rotiri gratuite, fără de punere. Salut, Mariu, salut, salut. Vezi pe Insta. Ce să mai văd, mă, pe Insta? Ești dubițar șef. Ești rege pe dubițe. Ta-na-na-na. Ce face cățeaua? Mă, ce să facă? E foarte bine. A, gata, Gabriele, gata, fii atent. Fii atent, fii atent. Ziceai că vrei giveaway, fii atent. Stați așa o leacă. Așa, așa. Ce vrei, Gabriele? Gabriele, zi ce cuvânt vrei să... Vrei să... Vrei să vă... Na. Iute. Pe la bă... Păi, Hakanule, o să renunț curând, tata, o să renunț curând la green screen. Salut, Andrei. Cățe, și el șef. Gata, Gabriele, gata. Guys, facem extragere acum la giveaway. Fiți atenți, 3, 2, 1, bam! Gabriele a ieșit câștigător. Felicitări, băi, Gabriele, felicitări că ai ieșit câștigător. Ai primit time jumătate de oră. Stai așa, oleacă. Așa, blochează temporar, 30 de minute. Dar nu știu cum... Nu merge să dau după asta. Da, stai așa, gata. Gata, Gabriele, felicitări, bucură-te de premiu. Ai primit time 30 de minute. Bravo ție, viața mea, bravo, ești rege. Ești rege, șeful meu, ești rege. Ai tot ce-mi lipsește. Gata, viețile mele, am făcut și un giveaway de la frumos, rău de tot. Gripa, bă, și the place. Te pup, băie, Teddy, te pup, salutări, salutări. Bravo, vă, felicitări, Gabriele, să te bucuri de premiu, să-l stăpânești sănătos, șeriful meu. Că m-ai nebunit, deci toată seara mi-ai zis, fă giveaway, fă giveaway. Am făcut giveaway și ești câștigat, te-ai nebun la cap. Salut, Goldule, salut, salut. Un sugar, Marse, m-a mâncat sugar de 50 de milioane. Ce să facem, Cătăline, ce să facem? Ne descurcăm și noi cum putem. Da, mă, da, să se bucure de premii, să dea Dumnezeu sănătate, să-l stăpâne sănătos. Ah, îmi pare rău, Emi. Jumate. Coane, dar asta chiar... Coane, deci efectiv mi-a mâncat 30 de milioane. Hai că vreau să mă joc o leacă pe 100 de lei mâna la Chain Crown. Hai, ieși. Ieși în paștele, mătii, de joc. Time o oră. Sunt pe Las Vegas, Teddy. Am, Geo, am, dar nu-ți dau. Eu time o... Nu, mă, nu, Vlade, nu.
joi, e seara, e zi frumoasă de giveaway, de-alea. Înțelegi tu? Dar na. Coroane. Cristi nu prea place jocul ăla, să mor dacă te mijur. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Guys, toate ca toate, știți că vă mai zic eu din când în când. 211 oameni frumoși. Haideți să facem și noi aici un 200 de like-uri. Nu știu ce să zic, Roberte. Să-i dea Dumnezeu după suflet. Dacă iau linie de șeptari, mai dau giveaway. S-a strigat bingo. Adevărat, jur. Doamne ajută, Doamne ajută. Te pup, mersi frumos, săruna din tot sufletul. Mâine seară. Maniana. Mâine este ziua Andrei. Uite. Teddy, nu mai vorbi urât, nu mai pronunța cuvântul ăla din 4 cifre. Nu mai pronunța cuvântul ăla din 4 cifre. Foarte slab Real Madrid. Retur Rosity. Mamă, Vlad, ai venit aici direct. Direct, ciufut. Nu, dar vorbește cu YouTube să mai pun încă două butoane de like. Poate se strâng. Nu știu, tata, nu știu ce să fac, dar oamenii sunt, mă, sunt leneși rău de tot ca portomandarinele astea. N-ar fi vrut să ciuște și ia două linii de portomandarine. Soțapul era din capră sau din oaie? Din căpriță. Căpriță tinerică. Frumos. Da, Robert, pe 11 e bă, Andreea născută. Când? Mâine! Deci acum e 0-0, e 10, mâine e 11. Mâine seara la 12 sărbătorim. Teddy, te ia, îți dai seama, ai pronunțat cuvântul ăla cu așa te împachetează direct. Hai mă, cone. Nu mai jucai pe 100. Ce să fac, bossule, ce să fac? Îmi permit, acum am și 105 de milioane, șeriful meu, în casă. Ești nebun la cap. Acum permit și eu, sunt altcineva, acum altfel mă... Altfel mă pronunț. Că probabil dacă îmi jucam casino, ești nebun la cap, vezi că m-am jucat pe 40 de lei, 50 de lei mâna. Dar mi-a tocat 20 ceva, 30 de milioane instant. În casino. Văd că ești fan al meu, știi toate nebunile pe care le fac. Avem prieteni. Avem Teddy, avem, ne descurcăm. Dar noi nu vrem să apelăm la așa ceva. Noi suntem oameni de comitet și mergem... Mergem cu d-astea bune. Aline, la care te referi? La asta, la City cu Real? Bă, un meci foarte frumos, un meci frumos. Putu-s gâții, mătii, mi-a rămas pe căbordul fără baterie. Dăm de tastatură. Drinkwater. Guys, îl știți pe fotbalistul ăla Drinkwater? Da, chiar a fost un meci, Aline, chiar a fost un meci frumos. City a intrat mult mai bine în meci în repriza a doua. A intrat mai motivată. Rezultatul s-a și văzut de la sine, adică nu e un rezultat care, vai domne, na. Real Madrid, câteva șanse. N-am înțeles Guardiola, de ce a mers cu apărarea așa sus, în condițiile în care Real Madrid era bazată 100% pe contraatac. Salut, Radu. În schimb, bă, coane, îmi pune și mie un tablou frumos, era o gălăgie de bani. Să bag în casă. Un score... Ifă! Cum să duceau? Elvis, stai deocamdată. Hai, mă, pute.
La Radului ce să-i faci? Pop ca orice GT, nu e că ar fi ceva... Că ar fi ceva, vai domne, wow, știi? Pe GT-uri toate până la urmă. Sincer, nu cred că sunt... N-ai mă, Marius, n-ai cum să le explici oamenilor. Oamenii sunt, văd doar așa, ești nebun la cap. N-ai cum să le explici oamenilor că diferența din casino în online sunt diferențe mult mai mari, sunt diferențe gen pe online ai parte de bonusuri, pe online ai parte de o șansă mai ridicată, să ai niște câștiguri, ai o diversitate de jocuri, ai alte astea, înțelegi tu? Când intri cu 20, 30, 50 de milioane, nu e ca și cum ai intra cu 1 milion, 2, 3, știi? Și când te duci în casino, nu te duci să arunci să bagi direct 20 de milioane în primul aparat. Îl ieși și tu pe dișbuite, te joci la aparatul ăsta, după aia la aparatul ăla și tot așa. Dar n-ai cum să le explici oamenilor. Ăștia sunt oameni de-aia blăchioși care direct, ești nebun la cap, stau pe 0,50 de bani la jackpot-uri pe sală și așteaptă să ciupească un jackpot ăla, ești nebun. Să joacă 40 burning toată seara pe 0,50 de bani, beau 3 beri și așteaptă la un jackpot. La un jackpot ăla de 2, 3, 5 milioane, au dat chei și au și își văd de treaba lor. Uite mă, ce joc așa tare aici, emoția. Care a fost? No, pa, Dinamo, 20, 30 de milioane, ceva de genul, sunt tare ghinioniți la pariuri. De asta nici nu prea bag. Păi am avut, când cu anul trecut, sau nu mai știu când, dar cu 6, 7, 8, 9 luni, ceva de genul, am... Băi, tată, pepenil ăla de jos, 70 de milioane. Du-te în familia, mă, tine. Am avut, v-am zis, acum bine multe luni, peste 6, 7 luni, când a jucat Tottenham cu încă cineva și a dat Tottenham gol în minutul 95 și mi-a scos de la 130-140 de milioane. Aia era singurul meu bun pe care l-aș fi dat la pariuri. Bă, semidecentă asta. Semidecentă, 37 de bețe. Na, ce ai mă, Marius, ești nebun la cap. Oamenii ăștia se duc în cazinouri decât când sunt petreceri de astea. Să se ducă și ei cu 50-100 de lei să ciupească 2-3 mezeluri după un platou. Nu, Emi, nu am, n-am așa ceva. Eu văd o strugure pe prima. Ștefane, să sperăm, tată, să sperăm. La Constanța, nu. Sunt la finalul lunii, sunt până Roma, mă duc până Roma câteva zile. Salut, Radu. O să mergem împreună cu nașii la Roma. Mergem și noi într-o vacanță, nu știu, 3-4-5 zile, habar n-am. Tu-ta-tu-tu-ta-tu-ta-tu-ta-tu-ta. Și oricum nu mai vreau să mai fac vacanțele pe în România, că sunt mult prea mulți bani. Dar cu încolo city break-urile pe care o să le fac 2-3 zile, o să le fac în străinătate și gata, punct și la obiect. În România mi se pare că se duc prea prea mulți bani și se duc pe absolut nimica și nu faci absolut nimic. Nu te simți bine, nu te distrezi. Oricum am un plan acum la sfârșitul lunii să mergem câteva zile până Roma. Luna viitoare vreau să mergem tot așa câteva zile pe la Madrid. Mi-a fost odată, mi se pare, pe Teleorman. Robi, mai stau pe la special aici. Păi, dacă tu ești infractor... De ce să mai... Că n-am făcut niciodată nimic în viața mea. Sunt un băiat cinstit la locul meu, îmi văd de treaba mea, îmi văd de lucrurile mele. Edule, nu mai da cărți! Guys, nu mai îmi dați cărți, vă rog din suflet. Dacă mai dați multe cărți, ies, jur, de la dublaje. Vă recomand Marbella. O să mergem la San Lucian, o să mergem la Madrid. Nu vreau să merg la Madrid, vreau să văd stadionul, eu mă duc pentru altele.
Valentin nu știu ce să zic cu Dice-ul ăla. Bă, putea să-mi joace și mie măcar o linie aici. Haladit-o ăsta. Guys, suntem aproape 300 de oameni frumoși. Haideți să facem și noi 220 de like-uri. Problema la mine. Da, nici femeia nu-i problema la mine. Da, da, râși, râși acum. Salut, bălălo, salut, salut. Băi, Andreea, să știi că mai mi-ai cam zis de jocul ăla. Claule, mai ești pe aici? Deci, Clau, mai ești pe aici sau respect? Guys, în continuare vă zic, nu uitați cei care sunteți noi pe aici, dacă vreți să vă jucați la aparate, Casino Fai. La aparate din afara României, Casino Fai, găsiți o grămadă de bonusuri cu sau fără depunere. Le găsiți aici tot ce vreți și ce vă doriți. Salut, Alex, salut, salut. Acum am intrat părere meciuri. Am văzut doar Real Madrid. N-am văzut City cu Bayern. Acum, Claule, special pentru tine, jur, dacă nu-mi zicea băiatul, chiar nu-mi dădeam seama de jocul tău, să mor dacă te... Ți-o recunosc, nu vreau să mă dau, vai, domne, ce mi-am adus aminte, că... Păi asta zic și eu să facem și noi 200 și ceva de like-uri. Am înțeles, tata. Te-ai jucat până acolo elit în curtea de Argeș? Nu. Singurul elit pe care l-am frecventat și îl frecventez în continuare e elitul din Pitești. Ăla după întâi mai de lângă Amanetul ăla, nu știu care e, Glory parcă sau apară, nu știu ce Amanet e. Așa, bă. Foarte bine, Cristiane, dacă ai făcut bănuți, felicitări ție, bravo ție. A prins jocul pe plata. Adrian, nu știu ce să zic cu Danger ăla. Bine, nu știu ce să zic cu Danger 1 la mână și 2 la mână, să știi că nu poți să cumperi speciale la Danger. Ăla e joc pe care trebuie să-l farmezi și 3 la mână nu avem Danger aici pe casino ăsta. Glorie, nu știu care, e amanetul ăla în fine, apar nu-l cunosc. Singurul amanet pe care îl știu... Te pup, Alinei, te pup, mersi frumos de membru, să dea Dumnezeu sănătate. Singurul amanet pe care îl știu e ăla, peste stradă, acolo, la Las Vegas ăla, dar nu Las Vegas-ul ăștia, Las Vegas-ul ceilalți, ai lui Kevin. Bine, și Kevin ăla, băiețaș. Cândva speciale, o să mai mă joc mai încolo. Salut, Simon, salut, salut. De ce nu mă plâng? Ca idee am intrat... Frumos asta. La ce te referi... La ce te referi cu F2 short? Mamă, ce ești, da două negre. Neagră, neagră. Nu știu, apar, nu știu, nu cunosc cazinourile, nu cunosc amaneturile. N-am fost, nu frecventez. Uite, visez un tablou de albe, e bine să visez, e bine, bine. Albe, că nu-i mor de companie. Mamă, nici nu știu ce zice acolo, e mijur. Dogfighter ai? Cookie, mi se pare că nu. Cred că nu. Uite, pe ce casino din Ros a băgat sugărașul meu? E super. Nu mai știu, Fortuna sau ceva de genul. Stanley parcă. Te pup, băi, Crăciune. Crăciune, ți-a ieșit, bă, biletul? Am văzut că mi-ai dat acolo ceva mesaj. Dormeam, nu te-am băgat în seamă.
M-ai prins într-o dispoziție de-aia proastă. Ți-ai și biletul ăla la pariuri sau respect? Că dacă ne-ai cu senzațional, poate cine știe, poate ai avut ceva câștiguri de-alea ostrogoate. Burning, nu știu ce să zic cu burning-ul ăla. De albă columbiană. Ce panaramă ești. Să-mi va pula, mă, Tafane. Salut, ce faci? Ce faci, băi, Fane? Bernardo Silva, Real Madrid, Donner. Stai cu minte, satana. Vezi de ce nu primești un moderator aici? Și nici nu o să primești prea curând. Salut, Fernando, te pup, cu respect, frățioare. M-a scos o mizerie de meci din Liga 2 Anglia. Păi dacă te duci la... te pui la de-aia. Încearcă, te rog, 20. Super, nu, o să mă joc 40. 40 îmi place. Locul 1 cu locul 20. Și-a bătut locul 20. Păi Crăciune, tocmai ce am zis mai devreme, când era, când era meciul. Banii să fac în diviziile secunde. Niciodată banii nu să fac... nu să fac în Champions League, nu să fac în astea. Bani mult să fac acolo. De pe drumuri. Unde ești, Fanny? Ești la București? Bă, am pierdut un papuc. Ah, gata, l-am găsit. Ba da, ba da, Sebastiane, ba da, da. Așa e prietenia între fratele meu, Fane. Așa suntem noi. Dacă nu avem o descântare de asta, nu ne simtem noi bine. E fratele meu, lui Beza. Așa ne iubim noi. Satana, îți dai seama că ne uităm. Iote, e live fără înjurături. O bețe bagă în casă. Denise, nu știu, nu am treabă cu suprimul ăla. Ce zici, bă, Fane, când mai apucăm să ne vedem și noi? Când mai treci și YouTube aici? Când mai e drum? Nu mai vii și tu pe la spitalul ăsta de la Mioveni, după la Pitești deloc. Să mă rui, neglijez prea mult pe oamenii ăștia de aici. Nicolas, frumos el meci. Chiar frumos pe bune. Am jucat toată zi. De ce în familie? Bă, uite mă, nu putea să joace și pe rola 4 niște diamante de alea sau niște șeptari de aia îmbâxiți. Bagă-i Cotețain în... Ai-n-ai-n Cotețain! Nimic în plan. Poate mai reuși și tu, Fane, mai păcălești o seară pe aici. Bă, Coane, mi s-a mutat pe 40. Dar nu înțeleg, dar ce mă arunc să mă joc la mize de-astea așa? Te pop câtă, mă? Te pop... M-a jucat mai devreme la coroane, Alexandrule. Dă live-ul cu 3-5 minute înapoi. Nu știu, Vasile, nu e de la conexiune, tată, nu e de la conexiunea mea, e cu server, cu EGT-ul. 3-3, nu ți-o luie, 3-3. Mai de tată. Nu din alea obișnuite. Oricum, tot cea mai frumoasă înjurătură posibilă și imposibilă i-a futus pe moașeta pe gheață. N-am cum să o înțeleg niciodată, ever. De la delfin, de la delfin, pe bune. N-ai o marisică, 40 ăla îmi place teribil de mult, ești de bun la cap. Guys, nu uitați, dacă sunteți noi pe aici, link-ul fixat de mine în chat, vedeți că aveți sute de rotiri gratuite, fără depunere, dacă vreți să vă interesați și voi. 20 coins, e super tare. Jap. Vă pup, vă iubesc. Nu, Robi, nu. Bă, să știi că da, frumoase goluri. O bețe frumos, bagă-i în casă. Uite, deci mi-a pus diamante pe primele două, după aia verzi, după aia următoarea mână verzi pe primele și după aia restul țeacă. Da, mă, dar lasă, mă face, mă joc cât vreau eu, cum vreau eu, cât vreau eu. Te pup, Andrei, salutări. Îmi aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cu mine.
Dar în lipsa mea tu mi la deja. Eu cum imaginez cum e să pui în prochi. Așa e cu fotos cu Cristian. Așa e. E ciudățică, dar aia fotos pe mașeta pe gheață mi se pare cea mai top în jurătură. Nu, Alexandru, lasă, e mai bine pe internet acum. Din 20 de lei 6 de retrageri 3000. B de la plecare. Alexandru le-a cu 3 zile sau 4. Nu, aspire, nu sunt dependent. Când? Duminică, am făcut live din casino, m-am dus 70-80 de milioane gherla. Te pupic la păsăric. Ce joc de zugravi. Ce comentariu de... clopotnițar. De ce ești panaramă? Futu-ți rasa, mă, tu. Da, bravo, ticule, da, bravo, bravo. Andrei, sunt în banii de ieri pe care mi-a lăsat Andreea, mai aveam de rulat vreo 200 de milioane. Dar cred că i-am rulat, adică mai mult ca sigur. Acum, gen, aș mai duce ceva într-o sumă mai mare ca să dau o retragere, ceva, să mă dam la geșiu pe aici. Și după aia aș intra ceva mai slăbus, că văd că m-a luat capul pe mize iar mari. Și genii aș da acum, aș da un 200 de milioane afară și după aia să mă duc să depun, salut Gabi, să depun ceva pe alt casino, să depun 10-20 de milioane, gen banii mei cash, să mai mă readuc așa o leacă cu picioarele pe pământ. Că am început să mă joc un milion, 2 milioane, 3 milioane mâna și nu prea e bine, nu prea e de comitet. A, eu te-am făcut eu, Tomere, asta era clasică, ticule, era clasică. Dar bine, eu puteam să-i dau replii lui mama cu asta, eu te-am făcut. Bă, bune, este 15 milioane. A încercat și mama să mi-o bage, gen mi-a băgat-o și mie foarte puțin timp asta cu eu te-am făcut eu te omor, dar după aia a zis, păi stai puțin șefa mea că greșești și după aia a schimbat premiza, eu te-am crescut, eu te... Și după aia era, așa facem, șefa mea, așa facem. Andrei, nu, toată mi-am scos porul ăla din casino. Băi, ce-a mai mergea să mă are ăsta, mergea neagră aici. Asta-i bag în casă. Poate vine ceva, un panou frumos. Ce ai, mă, Vasile, ești nebun la crap? La crap. Ești nebun la ștucă. Că-ți place. Nice. Salut, Gabi, salut, salut. Hristov, coming, next game is... 14 super hot. Vedeți, mă, că v-am zis că era ăla. Vedeți că v-am zis că era ăla. Dar nu-i problemă, că am făcut și dublajul ăsta. Pot să schimb jocul? Eu pot să-l schimb. Dar problema e că nu prea vreau. Aia e problema. Roșie. Roșie. Hai, fă-le, te îngăți. Da, dumla, dumla, da. Da, dumla, dumla, da. Ah, uite, m-a trimis jocul ăsta la 40 super hot. Destul, foarte bine, 10 bețe. Te pup, Arawanei, te pup, salutări, salutări. 80 de lei, 80 de lei, păstrăm tradiția. Valentine, ce să facem, tata, dacă m-au ținut jocurile? Salut, David. Cristiane, 20 de bețe, se încasează, mersi frumos, te pup. Ei, mamaie mea! Haide vrei, mamaie, că vrei. Haide vrei, mamaie.
Yeah! Woohoo! Bă! Ui! Salut, Daciane, salut, Miță. Bagă în casă pe ăștia, ca să nu ne ducem sub 200. Casa, casa, ioi, stop, make a post, Madrid, Rolls Royce. Hai mă, mai dă ceva, vreau să văd următorul dublaj. Mamă, cum erau prunelele acolo. Te rog eu frumos. Bă, vreau să văd următorul dublaj neapărat. Deci vreau să văd următorul dublaj neapărat, neapărat. 10 lei, te rog eu frumos, dă un dublaj de 10 lei. Bun, mă, bun. N-am scos-o, Davide, n-am scos-o. Asta zic, mă, asta zic. Asta zic, mă mut pe 20 de lei. Frumos, elegant. Două roșii, două roșii, două roșii. Nu, mă, nu. Nu, lasă-mă cu două roșii. Neagră. Neagră. Și aici trebuia să o închid într-o roșie. Ia vezi, mă, opa. Ah, știam eu că nu trebuie să-i dau. Știam că nu trebuie să-i dau. Hai să ne uităm la Real Madrid. S-a terminat, s-a terminat. Mersi frumos. Dankeschön. Mai dă ceva frumos. IF 1.700.000. Bună asta, bună asta, bună asta. Camera. Gata, iertați-mă, stați așa o leacă. Gata, 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 gata. Gata, iertați-mă. Salut, Darius. Iartă-mă, Claule. Roși. Fădă-te în familia mătii. Bă, coane, nu mă țăpi la 2.300.000. Ordinarule. Bă, deci pe bune, mă, deci îi dau două roșii, mă ține două negre. După aia îi dau neagră, mă duce în roșie. Bă, ce scârbotei de joc. Mamă, și văzusem aici două negre cu roșie pe coadă. Iar mă, mă duci în alea. Du-te în familia, mătii de... Scârțar. Ordinar, scârțar. Retragere. Stați așa. Sumă 9.999. Mergem și noi așa cu o sumă de asta frumoasă de 9.999. Așa, retragere. Ok, retragere. Și mai băgăm încă o retragere. 9.999, retragere. Miu Cosmin Alexandru, mersi frumos. S-a retras. Stați așa că ne mutăm de aici după platformă sau s-au dat așa frumos, elegansio. Frumos, frumoasă, elegantă. Și deșteaptă și frumoasă. Guys, cu cât să începem? Să încep cu... Stai așa, zic, stai așa, stai așa, stai așa să ne gândim.
Deci așa, am dat 200 de milioane afară. Astăzi pe zi. Salut, Leonard, salut. Încă nu știu cu cât să încep, cu 1000 sau cu 2000. Hai că bag 2000. Hai că bag 2000. Hai că bag 2000. Hai că am băgat... Am băgat, stați așa, Olea, că am băgat 2000, stați două secunde. Așa. Am băgat 2000. Și ne jucăm tot așa, ne jucăm ușor. Unde este ecranul? Unde e ecranul? De la aici. Așa, așa, așa. Dazzling. Uite așa, le-au pozițiile pe Dazzling. Salut, Jean! Mai ai vreo lucrare de mâine încolo sau? Am. Gen, avem, dacă te referi la atelier, la astea avem full total aproape. 5 lei, 10 lei. Dacă îl încerc așa pe 20 de lei să vedem când se mișcă. Așa, guys, ca să vorbim. Mă, gen, a fost un meci frumos, un meci spectaculos. Doar că City, adică mi-a plăcut foarte mult de City cum a intrat în repriza a doua. Da, zic, o fix asta vă urma să vorbim. Gen, în repriza a doua City a intrat mult mai... nu e doar de, n-am niciun rulaj pe banii ăștia. Adică tot ce fac de aici înainte pot să-i retrag. Asta e soarta mea. Asta e soarta mea de câine, de Malta. Toate de milioane, dublam și eu. Depunere. Dublam depunerea, dublam retragere. Nicio părere. Salut, Cristi. Am nicio părere. Da, mă, da, zic-o, ce-i golul ăla lui Foden a fost... Bine și golul lui Guardiol, dar golul lui Foden e golul meciului. N-ai ce să-i faci, n-ai ce să iei. Drex, m-am jucat la Shining, tata, m-am jucat la Shining. Mă, golurile de repriză au două au fost foarte bune. Nu, satana s-a jucat pe Bernabeu. Returul e pe Etihad. Asta nu se mișcă deloc. 1.600, bă, 1.600 în casă, e nebună că nu și ăștia. Ta-tum-la-tum-la-ta. Acolo unde se joacă pe Engenii, de-a mamă și de-a tata, adevărat. Bă, și golul lui bă, Valverde a fost gol frumos, adică despre ce vorbim? Un gol din voleu, adică ce l-a fost clasă, ești nebun? Ah, nu. Mai merge aici, mai merge oro și dar nu înțeleg de ce nu i-am dat, de frică. Bună, Denisa! Bună, bună! Te pupăm, să rămână! Felicitări pentru... felicitări de naștere! Habar n-am, nu știu, să...
Să fiți sănătoși amândoi, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, să fiți iubiți. Doamne ajută. L-ai născut de ziua lui Clau. Claule, mai ești aici? Uite, Denisa a născut de ziua ta. Ieri sau azi sau nu știu. Denisa, când ai născut fată? Du-te bă de aici, zic că ești nebun, la că vezi că Valverde ăla are niște șuturi puțoiul ăsta. Nu, aia, nu, lasă-l așa, tata, lasă-l așa, nu vreau să mă grăbesc nicăieri. Îl iau... Cileanos. Cileanu. Te pupăm. În schimba lui Rodrigo, bă, și Camavinga au fost noroc. Mă, să știi că lui Camavinga a fost chiar noroc ăla pe bune. Hai, mă, erau 4 milioane acolo, șeptaria la fel. Golul lui Camavinga chiar a fost noroc. Golul lui Rodrigo a fost un gol mai frumos. Adică despre ce... Salut, Florin, te pup. Golul lui Rodrigo a fost mai spectaculos, mai... La 3 dimineața. Să fii sănătos, să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Uite, Claule, a născut de ziua ta. 26 se bagă-i căseni. Uite, recuperare ușoară. Bă, da chiar. Da, Claule, nu știu ce să-i zic. I-am urat sănătate, abar n-am. Și uite, recuperare sănătoasă. Davide nu e chiar scoatere. E o mică gură de aer, nu e chiar scos de pagubă. E doar o mică gură de aer pe care suntem mulțumiți. Bă, și am vrut să-i dau mă neagră la asta, dar nu înțeleg de ce m-am prostit. Ce să răspund Mihai sau unde să răspund? 200 de milioane mai devreme eram pe Las Vegas. Și după aia m-am mutat aici pe Magic. Încerc așa niște jocuri de astea. Mai, deci cam și mai. Păi, și 10, și 10 lei și 20 de lei sunt mize până la urmă. Despre ce vorbim? De data asta vreau să mă joc Flaming Hot normal, să nu mă întrebați că nu mă joc Extreme. Deci mă joc Flaming Hot normal pentru că așa vreau eu, așa simt acum. Nu mă întrebați de ce. Treaba mea, problema mea, plăcerea mea. Tot pe 20 de lei. Ma. Rami 100% fără bonus, acum doar banii mei. Nașule, prima oară când am călcat într-o sală de casino aveam, cred că 4-5-6 ani. Prima oară când m-am jucat aveam de 3 ori mai mult ca ani. Fă și tu socoteala. Hai mă, du-te până în capăt cu barurile alea, ordinarule, că mă ia capul pe tine. Trebuie să-l închid pe 20 de lei, mă las. Hai mă. Banane. Ba, banana. Un potato. E miză mare, bă, alții bagă 30 de lei și joc. Ah, da, este, dar nu mai stau să mai bat capul. Salut, zonule, nu mai stau să mai bat capul viața mea. Salut, mecule, salut. N-au câștigat nicio voce. Ba, banana. Potato. Mai dă ceva. Canto. Cantare. Soi cantare de la Alu. Mamă, ce am crezut că se duce cu șeptarie. 1.600.000, ce mă? 1.600.000, nu sunt bani, mă. Salut, Gigi. Aici mergea 3 roșii de alea troglodite. 60, 120. Salut, Ghiuri. Și 2. Și mă!
mă, duceați-a... Foarte bine, Satana, foarte bine, foarte bine. Vrei să-ți bag ceva de... de... voie bună? Aragaz cu butelie! Joacă lumea în țigănie! A, da, la, da, la, da, la, da, la, da, la, da, la, da, la. Adidas și mei Gucci nu se demodează. Gucci în Prada, în Versace. Așa. O vreme. O vreme până mâine, bă... că am jucat pe 10 lei, mă, n-am vreo 15 bețe. Și în deșeptari. Ai, nașule, n-ai ce să-i faci, viața mea, n-ai ce să-i faci. Două negre? Nu mai așa am de două negre pe-n gură. Șeptaria la fel, pe-n gură. Nu știu, nu știu, zic-o, nu știu plățile. Ți-a spus, aaa, Denița, ce drăguț. Ce-aia drăguț din partea voastră. Joane, mulțumesc lui Dumnezeu, am mâncat mai devreme la, la meci două sandwich-uri. Mulțumesc frumos de întrebare, să dea Dumnezeu multă sănătate. Mă descurc și eu frumos cu cerșala mea pe internet. Am avut acum două săptămâni 3 euro donație, încă mai țin de bani. Leonard, am două retrageri, da, de fapt două retrageri, 200 de milioane și acum am băgat 20 de milioane, gen bani fără bonus. Hai, mă, dă-te. De ce mă calicesc eu să dau un bani ăia? 500x, bosă de milioane. Da, banule, da, sunt în banii mei. Iau-te, mă, pepe în ea, mă. Pișate-i pe pieptul meu, mamaie. Ce să mai aștept, Sebastian? Hai, mă, dă-te. Pepe, nu, mătii. Bă, ce m-am enervat la aia 3 milioane. Da, am două retrageri de 100 de milioane, Leonard. Dă live-ul înapoi. Ia vezi, bă, Gabi, cu un euro în cozi de mâncare. Mersi frumos, băi, Gabi, mersi frumos că mi-ai dat și mie să mănânc în cozi. Hai, mă! Hai, mă, cu barurile astea. Nu, Cristinuța, nu cred că m-ar ridica o specială. Da, da, nu, să stați așa, că îl pun aici, îl pun, stați așa să... să facă spumele mărilor acest web, că o să-mi cump... Au, 2 milioane, bună și asta. Gata, s-a focusat acum. Ia s-a focusat pe mine, eu mă focusez pe dublaj. N-ai, Claule, n-ai ce să-i faci, n-ai ce să-i faci, că-i dau un pumn la, la o portomandarină. Salut, Costelușule, salut. De sare în sus. Miu l-am pierdut pe o platformă nouă și 7000 de euro în decurs de 5 zile. Nu a plătit nimic, știi ceva de site? Hai, caută pe ONJN viața mea, caută pe ONJN și să... să bagi așa sumă mare de bani pe o platformă de-asta, mai bine te jucai, eu știu, la, la Betano, la Super B, la, eu știu, la o platformă de-asta super sigură, gen. Știi ce zic? Bă, ce chiar mi-am dorit să pierd dublajul ăsta pentru că îmi debalansa balanța. Nu știu, Betano, Super Bet, Las Vegas, Magic... nu știu, cazinouri de-astea mari, unde sunt rulaje mari, pentru că bănuiesc că ai jucat niște sume destul de mari, 67.000 de euro, sunt bani, tată, 67, ia, ia stați așa, 67.000 de euro în lei, sunt 3 miliarde 300, să moară 12 vecini de temint.
Nu trebuia, viața mea, nu trebuia să faci asta. Mai bine nu te mai jucai deloc. Jean, eu nu m-am apucat de sală, doar Andreea să duce în fiecare zi. O să mă duc și eu probabil după la jumatea lunii, sau vedem cândva. Conjunctivită, nici nu-mi dau seama când se duce web-ul. Mersi frumos. Alex Gheorghe, bine ai venit, mersi frumos de subscribe. Guys, toate ca toate, 330 de oameni frumoși. Reușim să facem și noi 350 de like-uri sau stăm așa ca șușoii pe spate? Și nu uitați, și care vreți să vă jucați la aparate, dacă vreți să vă încercați norocul, să profitați de rotiri gratuite, link-ul fixat de mine în chat, aveți sute de rotiri gratuite. Aici am vrut să dau space ca să bag, să se termine numărătoarea aia și el mi-a băgat banii în casă. Respect. Baruri de alea nenorocite, îmbuxite. Godule, nu cred. Eu sincer să fiu, din ce am văzut la meciul ăla, nu cred că a ținut sănătos. N-a ținut sănătos, n-a ținut cu ea. Am câștigat pe super 500.000 de euro, bă, și după 3 săptămâni am pierdut 530.000 de euro. Eu știu, n-ai cum, nu. La sume de astea, dacă nu investești banii și toate astea, 200 de milioane. Eu te respect. Bă, bune. Nu știu ce să zic. Bine, nu am stat, eu nu m-am uitat non-stop, non-stop doar la meci, dar din perspectiva mea, da, nu cred că a comis-o atât de mult arbitrul ăla. N-am fost eu atent la fiecare fază. Ia vezi, mă, Zico, cu 3 euro, te pun, miule, te pun, băi, Zico, mersi frumos, sunt cu o zi salvată la mâncare. Mersi frumos, să dea Dumnezeu sănătate. Dă ordinară platformă ce ești. Stați așa, mai bag 10-15 milioane. Să dau un refresh la pagină. Sizzling. Nu mai zic cătă, nu mai zic nimic. Să moară 12 vecini de teme. Nuțule, lasă, tată. Poate omul chiar așa e. Poate omul chiar asta s-a întâmplat. Dau așa și dau pe 35 de lei. Dar nu înțeleg de ce, că oricum. În fine, n-am. Dumitru, ce-i stat acolo de te-a săltat nightbot-ul? Așa, așa, miu, dacă scoți, trebuie să declară la ANAF? Nu, pentru că toate câștigurile pe care tu le procesezi sau toate câștigurile pe care le ai sunt declarate la ANAF direct de către casino, iar casino plătește impozitele în numele tău. Cuvântul ANAF e interzis pe chat. Nu vreau să am treabă cu băieții aia de la ANAF. Mersi frumos. ANAF, dacă sunteți aici, vă pup, vă iubesc, vă respect. Lăsați-mă în pace, jur, n-am nicio treabă cu voi. Sunt cetățean cinstit, îmi plătesc toate taxele la zi, sunt regulamentar. Gadule, n-ai cum să judeci, tată, n-ai cum să judeci, eu îl înțeleg. Eu îl înțeleg, om, 100%. Și nu mai mergea. Ne. Mă lasă. Salut, David. Salut.
Roaring, nu știu ce să zic cu Roaring-ul ăla, nu știu ce să zic pentru că este tare periculosos. Gradule, dacă ești jucător, n-ai cum să te oprești, viața mea, n-ai cum să te oprești. Crede-mă, cunosc oameni cu bani, nu că bani mulți, bani, bă, nelimitați aproape, ești nebun la cap oamenii să joacă. Înțelegi, tu acum câștigă 10, 15, 20, 30 de miliarde, în 2-3 zile bagă alți 40 de miliarde pe lângă aia pe care i-a scos și tot așa. La unii oameni, banii, ești nebun la cap, banii sunt în cer, sunt nelimitați. Și eu... Vorba aia, plung când am câte o retragere de 100 de milioane, vorba bine. Și alții când au retrageri de miliarde și ele. Dar nu mai vorbim. De cu bonus că te ține mai mult în joc. Eu de fiecare dată am profit și să retrag. Leonard, mai încerc, tata, mai încerc să joc și pe bonusuri, mai încerc să joc și pe banii mei, încerc să le iau și eu cum pot viața mea, înțelegi tu? Încerc, îmi dau și o silință, acum că mi iese, că nu mi iese, ce să-i fac? Înțelegi? Și dacă mi-eșea mai devreme, de exemplu, luam frum panlou de la de șeptari, era bine, eram fericit, că n-a dat, e jocuri de noroc. Înțelegi, Tălică? Și cine știe, dacă, cine știe, băgam 50 de milioane, intram cu 150, îmi dădea 600 de milioane plată și nu puteam să retrag banii. E cu duși întorsi, o să e cu două tăișuri. Bonus ai rulaj. Na, fără bonus, bani mai puțini. Gadule, n-ai cum, tata, n-ai cum. Asta gândim noi sau asta gândești tu. Probabil că n-ai ajuns la sumele alea. Dar în momentele în care ai ajuns să învârți zeci sute de mii de euro, nu te mai gândești să-ți iei 5 apartamente și să trăiești dând banii aia. Înțelegi tu? Că așa ziceam și eu, crede-mă, la început, când făceam câte 500 de euro, 1000 de euro pe lună din diverse business-uri și alea, mă gândeam să moară viața mea. Fou, cu 500-1000 de euro stau pe spate, ești nebun la cap, îmi cumpăr și o mașină pe la 3-4000 de euro, o duc bine, liniștit, să rămână. După aia am început să fac 2-3, să fac 4000, să fac 5000, să fac bani mulți rău de tot, înțelegi tu? Și după aia, cu cât ai mai mulți bani, cu atât vrei să faci mai mulți bani. E o chestie așa vitală în ADN-ul nostru. Dar probabil mulți oameni nu înțeleg lucrul ăsta. Salut, Viorel, să sperăm. Cezare, mai lasă-l o leacă că sunt foc pe jocul ăsta, să mor dacă te minjur. Mă, credeți-mă că am văzut sume de ordinul sutelor de mii jucate, bă, sute de mii jucate într-o seară. Într-un cazinou poate care nici nu te-ai aștepta și n-ai crede așa ceva. Bă, sute de mii de euro, coane, nu știu dacă înțelege ce vă spun. Exact, Cătălin, exact, tu n-ai, de exemplu, când ai 100 de mii în cont, te duci, te doare în cur că cheltui vorba aia 2, 3, 5 mii de euro la o masă, o masă, vorba bine, la un shopping, te duci la Louis Vuitton, dai 3000 pe o pereche de Adidas și te doare în cur, ești nebun la cap, ai bani. Când ai 50 de milioane, te duci și ți-ai și o pereche de aia la 5, 6, 7 milioane de Jordan, de Air Force și tot așa. Hai, mă, bagă și tare, du-te morții, mătii de aici. Când ai 20 de milioane, când ai 10 milioane în buzunar, spun eu că te mulțumești cu o pereche de aia la 1,5 milioane, 2. Nu e o rușine. Ca să înțelegeți, tot ce vă spun aici, nu este o rușine să n-ai bani sau nu este o rușine să nu faci bani mulți. Înțelegeți voi? Nu e o rușine, nu trebuie să vă fie rușine cu ce sunteți și cum sunteți. Trebuie să vă fie rușine dacă nu faceți lucruri pentru voi. Deci cum v-am mai zis de atâtea ori, nu trebuie să vă fie rușine dacă v-ați născut într-o familie săracă, trebuie să vă fie rușine dacă muriți într-o familie săracă. Înțelegeți voi ce vă spun aici? Poate na, cei mei au avut suișuri și coborușuri, au avut posibilități când le mâncam mii de euro în fiecare lună, am avut momente în care mă mulțumeam și cu 102 pe lună, că așa e viața, suișuri și coborușuri. Dar lunile alea când poate aveam 100 de euro, 200 de euro pe lună, m-au învățat mai mult decât lunile alea în care cheltuiam 3-4 mii pe lună. Dar tot ce m-au învățat, sau toate lucrurile pe care le-am învățat din treaba asta, m-au făcut să înțeleg că trebuie să fiu independent și trebuie să-mi produc banii, nu să stau după curul lui mama și al lui tata. Și să mă gândesc dacă nu mai dă mama și nu mai face mama logodele, gata, sunt muritor de foame.
Restul e cancan. N-ai ce să faci, n-ai ce să faci. Eu v-am mai zis, credeți-mă, banii mei nu mi-e rușine. Deci credeți-mă, am retras mai devreme 200 de milioane. Să știți că nu mi-e rușine, pot să mă mut, să mă ajung și pe 10 lei. Pe banii mei eu fac legea, cum vă ziceam. Nu știu ce bonusuri ai tu, dar sunt cazinouri unde depui 100 plus 100 bonus. Când nu intri în bonus, poți juca oricât să-l anulezi. Da, Leonardo, am mai pățit eu treaba asta, dar crede-mă, tot așa, când am vrut să dau anulare la bonus, mi-au anulat toată balanța și de atunci nu mai fac lucruri de-astea. Neștiință de cauză, dar o să ajungă la vorbele tale, Cătăline, să le dea Dumnezeu să fie plin de bani și să le dea Dumnezeu numai miliarde, numai sute de mii de euro. Nu doresc rău nimănui, niciun om care mă jură de morți, de răni sau alte cele, eu nu-i doresc rău, înțelegeți voi? Dar viața e viață. Cât ai pierdut cel mai mult banii tăi, nu bonus? Un miliard, eram în banii mei, un miliard, l-am făcut praf la Brouri. Ce zici, poate PSG pe Barcelona, pe Milan, pe Roma, mă, s-ar putea să fie motivată Roma contra lui Milan, s-ar putea să se scoată un egal acolo, aș merge pe un egal la Roma cu Milan, în condițiile în care sunt fan Milan și... Două cărți. Nu am futus gâții, mătii, să un miliard, să știi că înseamnă 200.000 de euro. Un miliard sunt 20.000 de euro viața. Nu știu unde ai făcut o matematică. Salut, Alexandru. Salut, Mike. N-are rost, Mihai, să recuperezi banii pierduți. Sunt bani pierduți. Bă, uite zodiacul aici. N-are rost să-ți bați capul. Calmează-te. Pune-i la pierduți. Nu, Alex, nu, lăsați-l, nu, e bă, treaba lui băiatul ăsta, nu. Dacă el zice că 200.000 de euro sunt 2 miliarde, n-are rost să-l scoateți de acolo, din zona lui de confort. Exclus așa ceva. Nu, Mario, nu, n-are rost să explici. Prietenii sau Gagica care te iubește pe o și-ți vrea binele? Gagica 100%. Nu, Bold, băi, viețile mele, calmați-vă, n-are rost. Da, viața mea, da, Bijane. 200.000 de euro sunt 2 miliarde sau nu știu ce ai zis, sau 1 miliard ce ai zis acolo. Zonule, eu aș face încă aștept materiale să pot să fac doar așa pe poze să reacționez, mi-e cam greu. Mi-aș dori să primesc, nu știu, mi-aș dori să primesc din partea voastră... Decentă linia asta. Mi-aș dori să primesc din partea voastră ceva clipuri de la speciale, de alea de 2 lei, 4 lei, 1 leu, 50 de bani, adică nu contează. Orice fel de specială sau când vă jucați voi și dați în dublaj, asta mi-aș dori. Video cu două linii de așteptare într-un minut. Trimite-mi pe Instagram, frățioare, și te bag acolo. Eu cred că un miliard este 200 de euro. Și tu, Alexandrule, și eu. Mamă, înseamnă că sunt miliardar în conturi. Înseamnă că îi dau rușine lui Țiria. Guys, deci fiți atenți, nu uitați. Dacă sunteți noi pe aici, să știți că vreau să mă apuc să fac un colaj de reacții.
cu câștigurile voastre. Dacă vă duceți în casino, filmați o specială, filmați când vă jucați la dublaje. Orice fel de film, puteți să-mi trimiteți pe Instagram, iar eu cel puțin bine, sper să găsesc material ca să fac în fiecare săptămână pe reacțiile săptămânii, câștigătorii săptămânii. Iar în urma pe videoclipului o să vă pun Instagram, o să vă pun nu știu ce vreți voi, Facebook, sau puteți să vă puneți anonim, cum vreți voi. Păi da, Gabi, e cam greu cu poze, viața mea e cam greu cu poze. Mi-aș dori să-mi trimite ceva filmulețe, nu știu. Să... când vă jucați la dublaje sau orice faceți acolo. Eu zic că un miliard sunt 200 de milioane de euro. Mai merg? Bă, și eram sigur, mă, eram sigur că trebuie să o schimb. Dar am zis, nu, tată, lasă că mai ține încă una. Ținut-o pe mamă mea. Pe Insta o poză cu balanță de aproape 2 milioane de lei. Poți să-mi trimiți, ai, poți să-mi trimiți. Hai tu cu miliardul adevărat, pe bune. Adevărat. Am și eu acum 2, 3, 5, 10 milioane de euro în cont în balanța asta. Să dea acum, să dea așa vreo două linii de bărbați. De fapt, nu două linii, să dea trei linii de bărbați în aceeași, în același spin, nu așa oricum. Și mi-am retras. Păi eu nu făcusem la fel, mai aveam 2, 3, 4 milioane în casă. Făcusem 30 de milioane pe fizic. Și după aia m-am jucat pe 40 de lei și mi-a dat Gerlovici. Foarte bine, Sanule, felicitări, bravo ție. Deci v-am zis, guys, dacă vă duceți în cazinouri, vreți să apăreți aici pe clip și să vă fac reacție la clip, puteți să vă filmați în cazinou, îmi trimiteți în privat pe Instagram, iar acolo o să iau clipul și o să vă fac reacție la tot ce se întâmplă. Ia stați viețile mele, că s-a primit aici, s-a primit mare poză de la Ciorbicus. Ia vedeți viețile mele aici, Ciorbicus de Perișorus. Frumos, elegant, abia aștept să mănânc o ciorbă de perișoare, să mai mă detoxifiez și eu așa, frumos, elegant, si eu. Păi 200 de milioane, ca un miliard. Bă, n-am vrut să... Săi, de ce mă ia pe mine capul să dau un 2 milioane deocamdată? Că nu este momentul să mă apuc să dau un dublaj. Miule, potolește-te. Nu te păcuiesc de capră, ce faci, băi? Îi dau roșie, mă ține neagră, îi dau neagră, mă ține roșie. Bravo, Miule, ești deștept. Am zis de perișoare, iertați-mă, de găluște. Îmi cer mii de euro scuze, guys, este de găluște, iertați-mă. Ștefane, ce ai zis acolo? Dai un pesic? Da, Ștefane. Da, viața mea, da. Vrei să ți-l dau aici pe chat sau? Salut, Antonio. Vrei pe chat sau în privat, cum dorești? Salut, Mariu, salut. Psanule, da. Bine, dacă aș avea cu cine să fac o confruntare de-asta în RXF, poate m-aș bate, dar așa... Cuiuțule, am două retrageri de 100 de milioane până acum. Decent. Cred că am băgat vreo 30-40 de milioane acum bani cash fără bonus. Bun, Andreea, bă, spor l-a făcut mâncare. Mulțumim frumos, Sebastian. Hai cu moșii. Până acum am dat-te doi valeți. Te pup, Vasi, te pup. Fabi Kindrich, mersi frumos de subscribe. Bine ai venit, frățioare. Ce faci, băi, Vasi? Și mai merge una, mă. Merge pe mama mea. Da, mă, Marius, e ce-i cu el? E simpatic, e coiuț de capră. Omul e amuzant, este funny. De unde, Levi, de unde să le pună, să moară, să facă, să dreagă. Salut, 404. Recomandă-mi un limit bun, mental. Băgă-l pe miu, pe ciorbe și salate, mersi. Leon
n-ar sun și aici concentrat dacă este de aparatul de viață. Mai uite cum a dat mai devreme pe Las Vegas. Poți în privat succes la miliard. Bine, așteaptă-mă tu că eu să-ți trimit. Tu să mă aștepți doar, dar să nu mă grăbești. Alo, vreodată. Eduardo, vezi că am luat 5 bărbați de la asta pe 100 de lei mâna, 600 de milioane. Acum vreo 2 ani de zile. Te pup, Alexandrule, te pup, salutări. Două cărți aici, două cărți aici. Bine, am luat și două linii de bărbați pe 50 de lei și una pe un milion. Glumesc. Nu-i glumă, că și eu glumeam. M-am jucat auraș, m-am jucat la Versailles. Am două sau trei speciale luate pe 40 de lei mai devreme. Hai, coaie, deci mă ține una cu una, mă! Nu știu, 404, m-ai întrebat, eu am răspuns. Da, Cătăline, mă supăr. Guys, nu uitați, cei care sunteți noi pe aici, dacă vreți să vă jucați la aparate și sunteți din afara României, Casino Fai, găsiți o grămadă de bonusuri cu sau fără depunere aici pe Casino Fai. Deci le găsiți aici sus, tot ce trebuie, bonusuri, cazinouri, tot ce vreți. Din afara României, dacă sunteți din România, zonule pe Instagram, dacă sunteți din România, găsiți aici o grămadă de bonusuri. Aveți la sugăraș 100 de rotiri, aveți aici la roată 200 de rotiri, dar vedeți că aveți cod rotiri gratis. Și tot așa vedeți că aveți sute și sute de rotiri gratuite. Iar cei care vreți să-mi trimiteți clipuri pentru reacții, să-mi trimiteți clipuri de reacții. Ăsta este Instagramul meu, dați-mi mesaj pe Instagram, trimiteți-mi clipul vostru, eu o să-l salvez, iar la următorul clip și următorul video de reacție ale câștigurilor, o să vă trec acolo. Gata, zonul, stai că intru acum. Stai așa, oleacă. Eu cred că tu ești. Tu ești sau? Aolo. Uite-l pe Gabriel care mi-a zis mersi pentru giveaway. Ok. Guys, de să știți, cei care vreți să apăreți cu nume, puteți să-mi scrieți acolo în mesaj. Miule, vreau să-mi pui Instagram-ul. Miule, vreau să fie cu anonim. Cum vrea sufletul vostru, așa se întâmplă. Adică dacă voi vreți să vă fac... să vă reacționez ca la un anonim, vă trec anonim. Dacă vreți să vă trec Instagramul, pe parcursul clipului, într-un colțișor, o să fie Instagramul vostru. Mersi frumos, domnule, gata. O să verific după live. Că mă ia capul. Ce să citesc, băi, Sebastiane? Ce să citești? Bagă-l pe Miu pe ciorbe și cam atât. A, așa. Eu sunt aici de 2 ani când Miu a luat linie de șeptar la coroane, văzusem... Pe cine îl trolam, pe bune, să mergi să te rog țigări. Da, mă, da, Rusani, stai fără grijă, te ești nebun la cap. Păi 3-3 cu 2-2, gen a condus City cu
cu 3-2, după aia a egalat Real și Arsenal 2-2. A egalat și Arsenalul. Neagră, ro și e 3 milioane. Dublează în balanța. Te pup. Bun, eu o să încerc să mă ocup de toate clipurile. Băi, Rusane, nu știu ce să zic, că după ăștia, după banii ăștia, parcă n-aș mai băga bani. Dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Hai să intrăm. Hai să intrăm. Uite, hai că am intrat pe moderator. Zonule, încercăm să vedem ce putem să facem. Ce faci, Rusan Balaur? Guys, faceți și noi 300 de like-uri așa. Dacă vrea inimul și sufletul vostru. Inimul? Inimul și sufletul. Te pup, plăcere. Te-am înjurat, adică ți-am zis un rusan fals care m-a uitat. Prieten fals, rusan care își bate joc de mine și de sufletul meu. Am zis-o, ce să mai, trebuie să spun în față. Nu uita un șeful meu, mâncă zi și pula ta. Da, deci am stat cu căștile pe urechi, cu jocul la loc, că te-am așteptat pe tine. Jur că nu te-am uitat, dar a venit tata, mâncă zi. Salut, Alin, nu zi nimic, frățiorul meu, nu zi nimic. Bine, ce drept a fost și vina mea, că nu am vrut să-i lăsăm. Da, am nevoie de ele și na. Vezi, Usane, că e început de lună, trebuie să dai facturile la contabil, să le înregistrezi, să le alea. Da. Nu, că le de la final, de obicei. Ca să le proceseze până luna viitoare, știi ce zic? Eu dau facturile până pe 6, pe 7, bine. Da. Bine, eu le dau până pe 10, că sunt animal, sălbatic. Bine, având în vedere că el se duce la contabilă și sâmbătă, că nu e la el, se duce la ea acasă și le dă. E, poate îi mai dă și altceva. Salubiță. E, treaba lui, îmbărligătura lui, nu mă fac. Talentele lui este. Aha. Na, ce slab. Îi duce de obicei la final de lună. Ce să zic, că s-a terminat egal, n-am prin părța? Da. Nu sunt și la highlight-uri când le pun, cred că într-o oră așa, să le pun, probabil, sau cred că sunt. Deja pot să văd dacă toți sunt aici. De fapt, ziceai că după ce termin ăștia, ieși? Ai trenat? Ce? Sau mai depui a data? Vă salut, chat. Mai încerc o giulea să moară 12 vecini. Mai stai după. La un meci, la o vorbă, una alta. Tu mai stau. Sebastian. Îți dau time. Eu n-am bani să mă tun și el zice că datorez depuneri. Haide. Bă, la mine nu e frizerul aici, cu aia m-a nebunit. Eu nu știu cum am bani să mă uit la televizor. Nu mi-au mai tăiat ăștia cablu. Cătăline, lasă, o leacă zară, stai așa, o leacă viața. Vezi că am mai intrat o dată cu noroc, dar a luat Andreea. De a dat 47 de 4.000 la rând. Nu știu cum să zic. Trecut special la ăsta. Îmi dai și mie partea ca să nu mă uit cu delay. Gata, iartă-mă șeful meu. Nu mai mi-am dat seama, jur. Știi că și eu trebuie să ești fratele meu, învătă-mă. Ce faci, sufletica mea, iubirica mea? Na. Ce ai făcut cu ăsta aici? Ce? L-am bătut pe Rusan, că m-a mințit. Poți să zic că sunt freezer, mersi frumos. Ce? Mai deodată, nu, e ok. Cum adică m-ai bătut că sunt fals?
Gen, aveam o bețigă și pe aici. Are, cum se numește, Sniffer, Stiffer, Swiffer. Swiffer. Sniffer, Stiffer. Da, mă, dar ce? Că nu ești neamț la origi. Trebuie să dau live înapoi? Ai făcut urât? Nu mai, ce? Nu mai, dar las. Iubire, asta e pe încrederea ta, jur. Să mor eu. Și tot o deschizi. Restul nu-s fac. Cum mă, zonul ești nebun la cap? Salut, Flori. Dabadab, sta ariba, tu te vin o mai încoace. Dabadab, sta ariba. Cum era, iubire, să plouă cu 50, 250, 1000? Bă, un 1000 aș vrea, mă, să văd și eu la crosetul ăsta de joc. La prosecco-ul ăsta de joc. N-am văzut până acum. Dar Sebastian vrea giveaway o oră. Pot, apoi. Lasă. Mă leagă și tu ceva ca lumea, jegule. Pe mine de gât eventual, ce? Bă, Rusane, fără de asta. Pare rău. Tu știi cât delay ai pe Discord? Cât? Nu știu. Ia zi ceva. Ceva. Hai mă, ești nesimțit. Vreo 5 secunde, șeful meu, dacă nu mai bine. Îmi pare rău, Rusane. E ok. Atât pot. Uite, acum n-ar fi vrut să dea. Familia, mă, tine. Vezi că-mi tras 200 pe dreapta, pe las. Foarte bine, bravo. Gen, din pe care o aveai tu, am tras pe dreapta, Vici. Mersi frumos, Mircea, te pup, sărămâna. Ia 4.000 de euro, 4.000 de euro. Lasă-mă, Rusane, că am nevoie de bani, dar nu știu de capul meu. Să mor dacă te mii, jur. Atât de mult costă pentru păpușa aia conflabilă din cuplu aluminat? Să mor eu, o plătesc oricum. Nu, că e, jur, deci am nevoie, deci efectiv, nu știu, încerc să fac niște bani. Rusane, m-am trezit sâmbătă, mai aveam un pic și plângeam. Da, și tu? Da. Lui se stai așa că îți dau acum accept. Stai așa o leacă. Guys, vedeți că nu pot să vă salut pe toți cei care îmi trimiteți acum gen mesaje să vă salut și bă astea. O să povestesc eu după stream. Gata, uite. Ți-am trimis acum, am pus acolo un ceva să-ți meargă. Lasă-mă, Rusane, când venea să plâng. Băi, Rusane, când a venit Nașu atunci pe la mine, nu eram bun de nimic, am mâncat ești talentul tău. Bă, cu aia am visat că-mi iau Rolex, mă. Mi-ai zis. Băi, Rusane, deci sunt în depresie, eu până nu-mi iau Rolex, sunt în depresie, să mor dacă te mingi, nu sunt eu. Deci sunt leșinat. Lasă-mă, figuri, nefiguri, i-am zis și lui mama. I-am zis, bă, mamă, nu ieși tu la luă-ți în plic vreo 10.000 de euro pe acolo să-mi dai și mie 10.000 să-mi iau Rolex. Bine, îmi dai tu 10.000, mai pun și eu 10.000 de la mine. 20.000, mi-au și un Rolex frumos să moară 12 vecini. Băi, toți, băi, să mă scuze de băieții care au Rolex, da. Toți fraierii visează la Rolex, dar nimeni nu visează la ceasul ăla cu valul Cristiano Ronaldo 200 și ceva. Băi, săracilor. Tot deschizi, iubire. Deci am zis clar, mă, am zis clar. Băi, nu Rolex, mă, ceasul Cristiano Ronaldo. Păi e ăla, de la Jacob, ești nebun la cap. E ăla, are și așa o speed. Ai văzut și-a luat Lamborghini cu Cristiano Ronaldo. Nu pot să cred. Dar ăla parcă era făcut ei din rost, da, două. Nu știu. 200 de milioane, Andrei. 200 de milioane, dar am băgat acum o grămadă de bani înapoi, de aici e fix. Nu puteam să mănaș eu YouTuber în America. Te iubesc. O fi frunceat ăsta, frun milionar în euro. Să-mi dea și mie, mă, cadou să port și o săptămână un Rolex. Băi, viețile mele, din 280 de oameni frumoși, o fi frunceat ăsta un milionar în euro care are un Rolex pe acasă? Să mor, eu le iau pe semnătură, îl dau pe semnătură. O săptămână să-l port și o să dor cu el la mână, jur.
Hai, deci nu te crezi, jur. E ok. Aoleu, spatele. Mai am și mașina în serviciu, sunt pula. Nu te-am mă plimbat. De-l pe Teddy. Aoleu. Nu mă interesează Teddy, vașeronul tău. Ce face? Mi-a trimis un vașeron, Constantin, sau nu știu ce mi-a trimis aici. Da, și-am mulțumit. Da. Și atunci să-i explic că nu mă interesează. Milionar nu sunt, dar am eu. Da, da. Am nevoie de un milionar care să aibă un Rolex pe acasă, plictisit, care îl ține până cutie aruncat, să mi-l dea și mie o săptămână să... Nu știu, mă, să... Să iasă... Bă, să fiu și eu fericit, mă, să aveți un copil fericit aici pe live. Păi nu mai aștea așa pe live. Nu mai așa, aolo, guys. Stați puțin să mai arăți și eu, breton. Nu mai așa aștea, nu mai așa aștea cu mâna pe live. Ce ziceți, viețile mele, ce ziceți? Uitați, nu mai așa aș face. Da. Ai. Cine să... Bă, nu știu, eu aș vrea Lamborghini-ul lui Zed. Eu nu vreau videoraj. N-auzi, bă, Teddy, că nu mă interesează de mașinul tău. Du-te, lasă-mă. Du-te cu... Ei. Hai să facem bani. Bă, eu nu vreau să mă duc la treabă. Bă, nu așa, mă, ce fură, hai să facem bani, nu știu cum, da, facem. Băi, Rusane... Nu, mai salut, știu. Alex. Când prind ceva pe dreapta, am înnebunit. Direct tabletă grafică mă... Eu te vin prin elveția asta pentru o săptămână. Mersi frumos, George, te pup, mare, o mare caracter. Să fii iubit viața. Parcă aveai... Are mai multe ceasuri. Să fie să vă aduc toată colecția de ceasuri. Dacă mi-aduc toată colecția în mână, de aici până aici o umplu. Bă, Benten, și cred că mai pun și pe asta. Bă, zi-mi bine câte ceasuri am. Rusane, cred că am peste 10-15 ceasuri. Dar bine, 10-15 ceasuri de-astea. Modice, gen de, nu știu, 500, 700, 1000, 2000 de lei. Lei, nu euro, să nu ne înțelegem. E ok, șeful meu, că eu s-am arătat aia, am o brățară și aia e de aur din Turcia, din bazar. Dă unde, Rusane, uite brățară, n-am aur cu aia, n-am pic de aur, ești nebun la cap, eu. Păi da, mă, dar bărbații n-ar trebui să poartă aur. Bună! Ce? Am telefonul ăsta, deci în vârt atâția bani, am telefonul ăsta amărât cu husa asta și cu, dacă vă uitați bine aici, nici... Nici folie bună n-am la telefon. Ca să mă înțelegeți. Pentru iPhone 15 unde e? Hă? Păi datoriile, Rusane. Păi datorii, ghivoiuri, toate alea. Păi și golul de iPhone 15 nu ți-am la iPhone 15. Rusane, mai întâi să-ți iei iPhone 15, mai întâi îți plătești datoriile și faci treburile, nu ți-ai iPhone 15. Ce datorii, mă? Ți-am spus, băi, să ții datoriile sau ce? Doar la aici. N-am, Brusane, n-am. Ce ai? Bă, aaa! Futu-n sărat, bă! Uu! Rrr! Paolo, ce-a fost? Du-te, bă, Teddy, de aici, lasă-mă, du-te în pușcărie să te bată, lasă-mă. Îți dau bani. Ce ți-a dat? Ce ți-a dat? 4 șeptari firar capului al hau. S-a blocat partajarea, poți să mai îndeai odată, te rog. Ce? Da. Stai că-ți dau acum. Așa. Gata, ia vezi să merge. Nu știu, nu mai am nici lei, nu mai am nimic. Așa. Nu știu, Rusane. L-ai luat? L-ai făcut? Hai, mă, că a fost, bă, și eu, fraier, mă. Mă, șeful mangla meu. Mangla mea. Ești nebun la cap. Bine, te-am de fapt. Te-am prins. Ce-ai făcut cu golul ăla să-ți dai barbajul? Ce-ai făcut cu el? Șarpeții, ești. Vrei să te spun la oameni? Păi da, dar nu e al meu, e telefonul Andrei. Da? Da. Perfect, pune goal și pentru tine. Bă, cu aia, lasă-mă, jur să mă arăt. Bă, mai bine stau cu leșinătura asta mea de 13 Pro decât să mai mă bărbieresc o dată. Nu, cu aia, nu. Păi nu, bă, șef, păi nu, mă, nu pui goal pentru, bă, pui goal pentru 13, nu, mă, nu se mai intersectează între ele.
Nu merge. Nu, tata nu e doar, dar n-am făcut și nici nu o să fac treaba asta niciodată. Bernardo Silva, care o să vină la Barcelona de la Salut, Orlando, salut. Salut, Dani. Ce trist sunt că n-am și eu un Rolex la mână. Ce părere de aia... Mă crezi, Rusane, că am fost tentat pentru o milisecundă să zic, las-mă că mi-au și un fake că merge. Și după aia mi-a zis că dacă eu mi-au fake, mă cac în toate principiile mele de viață și n-am putut să fac treaba asta. Mă crezi sau? Nu știu, furat. Am luat un puțap nebuniște. Bravo ție, Znecule, felicitări. Să dea Dumnezeu să fie sănătoasă aia mică. Suntem sătui, avem 2 săptămâni de proțape zi de zi. Două weekenduri consecutive. Să trăiască bursucule. Dar nu ți-i ție milă de burtă aia mâncați, ai suflet. Păi de ce rost? Băi, și așa e mare, mă. Băi, Rusane, n-auzi, fii atent, am fost pe bune la Fino acolo la Corbu. Băi, Rusane, mâncate și talentul tău, băi, deci fii atent, eu, n-am rare oricând mai mănânc de-astea, gen ied, capră, miel, de-astea, înțelegi tu? Băi, Rusane, fii atent, a făcut Fino o oaie la tuci. Băi, mâncate și talentul tău, Rusane, dar, băi, supremația supremațiilor a făcut mămăligă la tuș de-aia cu pirostrii, cum se făcea pe vremuri, la pomeni. Bă, am mâncat la mămăligă și la oaie, da, aia la sau ce mi-a dat acolo, dar mă nebunit, ești nebun la cap. Da, zic așa mă simt, regele. Că nu am Audi RS6, știu ce zici, Andrei, știu ce zici. Atunci să... Lasă-mă, băi, Teddy, să iau, să fac, să dreg. Lasă-mă, sunt trist că n-am Rolex acum pe mână. Depinde ce R6 vrei, că un R6 e 12.000. E double, ce R6 vreau eu, 300.000, cine-mi dă și mie? Uite-mă, uite, șeptar jos, pișeată în sufletul meu, dă la cheflau și ce sunt și eu. Ce mă simt? Ce făceam așa? Te-am pat. Nu. Cine vere? Mă bucur pentru ea, Doamne ajută. Ion ce face? Ion a plecat. Ion venea să vomite mai devreme. E gravidă! Ion? Nu, n-a așa. A, Ion? Ion? Da, îi venea să vomite. Îi venea lui Ion să vomite, săracul Ion. Adevărat, săracul Ion. Săracul Ion. Bă, bune, jur. Stătea pe portofel, avea rău de înălțime. Păi de ce-mi trimite așa? Asta e cu coacte 8.000. Nu o-ți dau ție niciun ban. Ne coacte 8.000? Și că dă-i un Rolex pe 8.000. Dacă ai prieten adevărat, îl dă-i pe gratis. E donai, bă, că sunt trist. Amărât. Uite-l pe Fino. Da, mă, da, Finule, adevărat. Mamă, vezi că am mâncat mămăligă aia, jur, mi-a intrat la casă sufletul, ești nebun la cap. Cu tuciul ăla, genial. Da, bine tu n-ai mâncat, iubire. Am gustat de la tine. Ai gustat o lecă, în schimb am brut eu. Da, am mâncat o farfurie de aia plină, Rusane. Și cu niște mișcare mici, ea parcă nu erau pe gustul meu, parcă avea gustul ăla prea intens de oaie, așa de... Eu am mâncat pui. Ce? Eu am mâncat pui. Da, Andreea cu maică s-au mâncat pui. Mâncă pui. Bă, Rusane, a fost astăzi la Lidl, mâncați și talentul tău. Băi, coaie, am dat 50 și ceva de lei pe un pui, bă, la un kilogram și un pic. Băi, Rusane, ăștia n-au rușine, băi, la cumpărături, bă. Da, mă, șeful meu, fii atent. Un kilogram de pui aici e 13,40 €. Păi nu, e, mă, nu e gen, am vorbit... Lasă-mă, băi, Teddy, lasă-mă, îmi dai ceasul pe moca sau nu mi-l dai, lasă-mă, zi direct în prima, ia uite, îmi spui mie prețuri,
Zim, dai gratis sau nu dai gratis? Asta mă interesează pe mine. Ia-te, mă, vii să te lauzi cu cei tu. Ietă, mă, ești nebun la cap. Eu am brățara asta, uite, na, zic, na, ia că tu n-ai brățara mea, ietă. N-a la pulă de contrabandist. Ești nebun la cap, ia-te. Am și păcăbor, băi, bulangiule, băi, corditule, am păcăbor, tu n-ai. Ia la labă. Mă, freci atât pe mine, ești nebun la cap. Și ce? Ție ți-au adus prietenii tăi desfăcători de beri cu banană, nu ți-au adus? Ești nebun la cap? Și mai știi ceva? Ai tu desfăcători de bere de la Pragmatic, bulangiule, cordi. Mai du-te de aici, vii să te lauzi la mine. Ai scaun de la Pragmatic, băi, bulangiule, cordi. Gloabă de om ce ești. Nu pot să o dau nevasta acum jos, că mi-e rușine de ea. Ia uite, mă, ce vine el! Îmi spune de 10 minute ce are el. Nu vezi că nu te bagă nimeni în seamă, băi, bulangiule, cordi. Da, te băga lumea în seamă, zicea. Uite-l pe ăla care i-a dat Rolex lui Shell. Erai vedetă, bă, aici, așa ești unul din chat, ești nebun la cap. Hai, mă, vorule, cere și tu scuze la maxim 70 de lei, te rog eu. Păi normal, toată lumea știe lucrurile astea. Hai, mă, să încerc și un vampir. Du-te, mă, lasă, mă, nu ai tu vorbă cu mine, ești nebun la cap. N-ai, ai, când nu ai avea desfăcători de ăsta primit de la prieten, nu cumpăra de tine, băi, bulangiu cordit. Atunci să vorbești cu mine. Deci cumpere poate oricine, dar nu toți are prieteni. Păi da, normal. Ce culoare. Locărul tot de obicei ce culoare are. Adevărat și asta. Uite, mai dovedit, ești mai pizdă ca mine, Edi, să mur eu. Jur, ești mai șmecher decât mine, mai dovedit, mai făcut fraier. Gata, ce să mai... Da, dar incubatorul din fața porții, Edi, al tău ce culoare are? Ca lupiul e albastru. Vorule, vine vara, mă, de hai risi. Bă, dar chiar, mă, dar chiar tractorașul vostru ce culoare are? Urmează să ne vină tractoraș acum. Tractoraș? E de la de jucărie pentru oameni? Mă, nu știa tractoraș pe bune. Cine? E în Germania, bă, Cristi, e în Germania. Mă, nu sunt la magazin, efectiv, vitrina goală în primul rând și în al doilea rând 13 euro 40 kg. Mi se pare penibil cu aia. E o inflație de sare în sus, ești nebun. Bine, mă cac puțin pe mine că era bio, dar mă rog. Mai erau 10 euro în plus. Susane, n-auzi, am vorbit cu maică-sa lui Andreea și cu taică-sa, ești nebun. Că, bă, știi ce fac? Jur, bă, puteți să râdeți de mine și ăstea. Mă duc și cumpăr 30-40 de pui, îi țin la Andreea la țară gen o lună, două, până mai cresc puțin, după aia îi tai pe toți odată și bag lada aia mare în priză. Și îi țin pe toți la ladă. Și vreau să mănânc pui de casă, 100%. Am nevoie pentru ciorbă, pentru friptură, pentru ceva. Îți place gustul? Da. Nu te-ai obișnuit cu ăsta din comerț? Păi, Rusane, ești nebun la cap când e vorba de sănătate. Rusane, când e vorba de sănătate, să moară viața mea de temit, de nu mănânc și cu pișat de câine pe ele, ești nebun? Așa mă simt. Mie îmi spui. Să mor de câine. Mie îmi spui. Rusane, jur, sunt sătur de toate căcaturile astea din comerț. Mi s-a luat, coie, mi s-a luat. Da, bun. Și mi-au cu 5 lire un kilogram de pulpe. Păi da, mă, da, Cristi, ne-au zis, Rusan a zis, nu sunt de alea bio. Adică Rusan are principii. Nu-i am așa oricum. Principii, că n-am luat, ești prost, am luat carne de porc. Nici nu stau să-i mai citesc comentariile lui Teddy. Da, tu nu-i tractorașul lui Geluț. El nici măcar... El vorbește de bandă, tractorașe, de Rolex-uri, de alea și el nu și-a permis un câine. Vrei să o dau pe de-alea mai nasoale? Bă, nu și-a permis să întrețină un câine, bă, un câine! Îi dai să mănânci un sac de boabe, bă! Bă, te costă și 2 milioane pe lună, bă, un sac de boabe! Și el vine să vorbească aici de sute de mii. Du-te, bă, vere de aici, ia-o în dărât. Adică la modul ți-ai permis tu și... nu ți-ai permis tu și îți permite Andreea să mor eu. Ce zici? La ce te referi, Sane? Să întrețiu un câine. Ah, pe bune. Te-a pofim, bă. Ce? Că nu-mi permit, dar tu-ți permis să întreții un câine, gen că mă întreții tu pe mine. De ce nu le spui și lor că peste tot pe unde plătesc cu cardul tău, cardul nostru? Spui că de fapt e cardul meu și ești... N-auzi, Rusane, când mă duc la cumpărături. Știu.
când mă duc la cumpărături, fii atent, pe oriunde mă duc la cumpărături și astea și apar de-astea, țip în gura mare, plătește tu cu cardul tău, că-mi place să fiu bărbat întreținut. Pe toate alea le vezi pe acolo, buvnind în râs pe acolo și alea, știi? Și sunt pe premize, ce la chiflau și uite-l și pe ăsta. Tu te-ai răsat, mă, cu câinile, mă, tine. El n-are motoculuctor. De la dezmembră cu așa preț. Finule, ți-a cam trecut 20-le de ăștia așa vrednic pe aici pe încet. Vezi că îți dau de alea puternice, te-am așteptat, te-am așteptat, dacă și când te iau. Vezi să nu-l accidentez rău la față. Unde? Mai încolo. Mai jos? Dacă aș avea o coadă, aș da bine. Ce bine. Gata. Dă și din picior? Nu, 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 din picior nu dăm noi. Noi dăm doar din coadă. Da, am o scuzi. Bună. Bună, iubito. Se vede cu... N-are nimic. Tăbesc. Și eu tăbesc. Guys, nu uitați care sunteți noi pe aici. Dacă vreți să vă jucați la aparate, link-ul fixat de mine în chat, aveți 100 de rotiri gratuite. Abia m-am trezit. Vrăjel și pe tine. Te vezi ca și tău, gagiu. Cine vere? Bă, stai mă că e 12 și eu la 4 mă trezesc. La 4 dimineața? Da. Bă, că te las un coaie, că acum am și eu live-ul. Păi nu, că trebuie să mai fac și factura asta oricum. Mă duc să mănânc o ciorbă și după aia mă bag la Soveles direct. Mâine de dimineață iar mă duc la contabil. Păi mă, șeful meu, nu știi că nu e bine să mănânci înainte să te pui la somn? Rusane, inima vrea, sufletul cere. Inima vrea, sufletul cere, dar dacă nu-ți place să dorm cum trebuie... Hai mă, Rusane, ești nebun la cap, jumătate de farfurie de ciorbă nu strică la nimănui. Mai stau o oră, mai mă perpelesc o oră cu un pat. Se folosește oxigenul ăla puțin pe care l-ai înainte să aduci când te culci. Ce? N-am auzit că vorbește Rusan. Scuze, zici ce ai zis? Adevărat, pe bune, nu mă perpelesc. N-ai auzit ce e fumea? Da, am auzit. Guys! Am zis că ți se ce... Zi. Ți se duce oxigenul. Ăla puțin pe care... îl are creierul în timp ce dormi pentru a digera și nu e ok. O să trăiești obosit. Doamne, deci uite-te. Bă, iubire! Deci, Teddy chiar mă ia în serios, îmi zice Miule, ești fratele meu, nu te mai supăra, te aștept la nisip în Constanța. Deci fii atentă că ăsta chiar m-a luat în serios pe chestiile astea. Mad? Bă, Teddy, ești nebun la cap, ești prietenul meu, eu fac Caterin cu tine, eu fac bășcălie, nu mai fi. Ce se întâmplă? Noapte bună, chat! Uite-l pe Orlando. Orlando, de la ce te-ai luat viața mea, de la ce te-ai luat? Ce-a zis Orlando? Ce-a zis vorba meu? Ia stai, poate o să-l văd și eu? Ce-am dat direct banul ăsta la discuții? Bă, viețile da, mele... Cum jurături cu ăla? Na, ești nebun la cap. Ăsta e jocul meu preferat? Da, mă, dă-le și după aia mă jură la final. Zic, dar dacă nu le calvă, nu văd. Iată. Nu, Iulia, nu vorbim. Guys, nu vorbim de alți youtuber. Guys, vă pupă fratele vostru. Vă doresc o seară minunată în continuare și ne audem pe mâine. Vedem ce și cum. A zis boom la final. Să-ți iau morți în boom. Da! A dat așa presăra cu praf de stele. Guys, vă pupă fratele vostru. O seară plăcută în continuare și ne auzim mâine seară. Noapte bună, chat. Vă pupăm. Orlando, să știi că tactul nu se trezește, tot acolo rămâne. Oh, lorus.